din Constanța, pentru că astăzi am niște filmulețe speciale cu domnul primar de la Constanța, care promitea în urmă cu 3 ani de zile bazinul olimpic și poate a ajuns pe Constanțel să-l găsească, dar dacă l-a construit pe undeva. Am și niște imagini cu o nouă parcare pe care a construit-o, unde e apa până la genunchi, a filmat chiar colegul nostru, Raul Giuglea. Îți trimit filmulețele după emisiune, poate te duci dacă tot ești acolo. L-am primit și eu, Anca. Poate te duci și tu să vezi acolo ce se întâmplă, pentru că domnul primar de la Constanța a zis că care, domne, presă? Ce să caute presa la ședință? Ăștia nu-s presă pe care îi aduceți voi pe la ședințele. Adică noi nu mai facem presă, ca să înțelegi. E adevărat că unii nu mai fac presă. Ai văzut, se ceartă Godină cu cei de la Recorder. Eu am vrut să fac o faptă bună și să arăt investigația pe care au prezentat-o cei de la Recorder. Și ce să vezi, au început să se certe între ei. Despre asta o să vorbim în emisiune, dar cel mai grav este ceea ce s-a întâmplat la spitalul din Urziceni, Laurențiu. Bănuiesc că ai văzut și tu, ai vorbit despre acest lucru. Dimineața am primit filmulețul de la jurnalistul care l-a făcut public, care va fi în legătură directă cu noi în această seară, domnul Cismaș. Numai că e un amănunt pe care nu-l știți. Soțul doamnei manager, care e manager de 6 ani și jumătate la acest spital, a fost prins cu fiola de băutură în birou. Nu-i problemă, nu era decât șef la poliție. Chiar șeful de la ANPC l-a prins băut în birou. Acolo e cu poveste, cu bătaie lungă la spitalul ăsta. Astă iarnă au trebuit să fie mutați toți pacienții la spitalul județean, pentru că medicii și doamna manager și-au luat vacanță de sărbători. Deci ar fi trebuit de mult să plece doamna manager de acolo. Despre asta și multe altele vom discuta însă de la ora 18, timp de 3 ore. Felicitări, Laurențiu, pentru demersul tău de la mare. Îți țin pumnii și încerc să-ți trimit cât mai multe materiale pe care să le faci acolo legat de litoral. E bine că promovezi litoralul românesc, avem nevoie de asta. Sunt multe lucruri de îndreptat, dar totuși ce e al nostru, e al nostru, trebuie să apărăm. Mulțumesc încă o dată, încă succes la emisiune, doamnelor și domnilor. Mâine ne revedem la aceeași oră, în aceeași locație, cu marea în spate. Am spus-o la începutul emisiunii și o mai spun acum. Veniți la mare în România. Nici nu știți câte locații superbe sunt în care te vei simți mult mai bine decât oriunde în lume. Mulțumesc invitațiilor, cadou vine pentru dumneavoastră și mulțumesc partenerilor acestei emisiuni și vouă că vă uitați la 100%. A început, doamnelor și domnilor, Marea Salva Mare, pe mâine! Bună seara, doamnelor și domnilor, și bine v-am regăsit la culisele statului paralel. Să vă spun sincer, dimineața mă gândeam, când m-am trezit, că e vacanță, că e foarte multă lume plecată și că nu avem subiecte așa wow de discutat. Nici nu mă gândeam dimineața la ora 7 când m-am trezit că se vor fi întâmplat atâtea lucruri până la ora începerii emisiunii despre care trebuie să discutăm. M-a certat astăzi o doamnă care, mă rog, pretinde că era medic. Își ascundea identitatea pe pagina de socializare, că mi-am permis să postez imaginile cu tânăra care a născut în fața spitalului din Urziceni. Ci că dezinformez, așa mi-a spus. Că de unde știu eu, că dacă era pusă în pericol, că actul medical se face și în stradă dacă e o urgență. Între timp a reacționat și Ministrul Sănătății și, din fericire, am avut acces la imagini foarte repede de la jurnalistul care le-a și publicat și care în această seară va fi în exclusivitate în legătură directă cu noi, la culisele statului paralel. Ce o să arăt în seara asta, o să arăt că la Urzice nu este o întâmplare ce s-a întâmplat astăzi. Am făcut special. Nu e o întâmplare ce s-a întâmplat. Ca să accentuez. E o practică, să știți. Pentru că doamna manager care le spunea jurnalistul astăzi, nu mă intimidați, e foarte bine ce am făcut aici de 6 ani jumate. De 6 ani jumate este această doamnă manager. Sigur, n-are nicio vină doamna că soțul care era șef pe la poliție a fost prins băut în birou, i s-a pus fiola, mai mare rușinea. A trebuit să-și dea demisia. Nu e vina ei. Dar vina ei poate să fie că, de exemplu, la începutul acestui an de sărbători,
Bolnavii au trebuit să fie mutați la spitalul județean pentru că doamna și mulți alți medici și-au luat concediu și nu au mai putut să fie tratați pacienții. Au sunat-o jurnaliștii și au întrebat-o: doamnă, ce se întâmplă? Nu pot să vă spun că și eu sunt în vacanță câteva zile. Asta este răspunsul unui manager de spital de 6 ani și jumătate. Când am văzut comunicatul de presă de la Alexandru Rafila, sigur, nu e vina lui, pentru că e un sistem pe care, așa cum am spus, l-a preluat, dar îl perpetuează. Astăzi s-a mișcat bine domnul Rafila, a făcut ce trebuia să facă. Ce ar fi trebuit să se întâmple? Dimineața, la prima oră, responsabilii de la spital, dacă ar fi fost o situație de urgență, să dea un comunicat de presă în care să explice: asta a fost situația, am făcut actul medical în stradă. Nu, că nu s-a întâmplat asta. Înțeleg că doamna manager dă vina pe familia tinerei care a născut. Întotdeauna există un alt vinovat. Întrebarea mea este: ce caută politicul în această poveste? Pentru că am regăsit politicul și în comunicatul domnului Rafila de la Ministerul Sănătății, care spune că primăria Urziceni e de vină. Da, primăria Urziceni este la PNL. E un domn primar acolo de mulți ani, care, mă rog, a fost scos de la organizație, nici nu mă interesează. Dar înțelegeți, de fapt, că tot sistemul este de vină? Astăzi a discutat Marcel Ciolacu la guvern și cu ONG-urile despre situația groaznică din aziluri. E foarte bine că a făcut acest lucru, dar n-am nicio speranță că sistemul se va schimba, să știți. Adică vor plăti 2, 3, 4, 5, ca și la Urziceni, ca și cu azilurile. Sistemul se va reface, se va repara. Adică cineva va veni în urmă și va profita. Pentru că așa se întâmplă în România, în absolut toate domeniile, să știți. Nu e vorba doar de spitale, doar de medicină, peste tot e la fel. M-am gândit săptămâna trecută, când v-am prezentat investigația de la Recorder, că fac un lucru corect prezentând această investigație. Și cred și astăzi că este corect că am făcut acest lucru. Dar m-am trezit azi să văd că de 2 zile se ceartă un domn polițist care are niște nași, celebri. Domnul Godină, cu care n-am nimic. Zice: domnule, trebuie să ai, curaj să te iei de ăștia de la Recorder. Unii zic că, domnule, trebuie să ai curaj să te iei de Godină. Dar dacă te iei și de Godină și de Recorder, cât curaj trebuie să ai? Că eu în seara asta vreau să mă iau de amândoi. I-am contactat, să știți, colegii mei au contactat și pe domnul Godină și pe domnii de la Recorder. Domnii de la Recorder, când au auzit de realitatea și de cursul statului, au zis nu. Dar eu știu de ce au zis nu. Pentru că, în fapt, o să ne spună, de fapt, ce aș fi vrut să discut cu cei doi, și cu domnul Godină și cu cei de la Recorder, că într-un fel sau altul, și în situația asta, se ceartă o grupare cu alta, ca să nu zic niște securiști cu alți securiști. Nu, sub nicio formă nu mă refer la jurnaliști, Doamne ferește. Dar o să vedeți, Mihai Belu, o să intre în legătură directă în seara asta, sintetizează perfect concluzia mea. Domnii de la Recorder au documentat perfect, cu documente, cu domnul Godină a documentat cu omul de afaceri de la Oradea, care află că întâmplător e prieten cu nașul, mă rog, mai contează, domnul Berbeceanu, pe care, știți, când era prefect pe la București, domnul Berbeceanu l-a sunat o colegă de-a mea să intervină la o emisiune de-a mea. Și, mă rog, a refuzat domnul, dar a uitat telefonul deschis și colega mea l-a înregistrat. Din bun simț, nu am prezentat public acea înregistrare în care domnul Godină vorbea despre mine ca și cum aș fi fost de pe centură. Înregistrarea există, să știu, domnul Godină, pardon, domnul Berbeceanu, îmi cer scuze, domnul Berbeceanu. Înregistrarea există și astăzi, nu mă interesează să o fac publică. Dar ca să înțelegeți cu cine avem de-a face, eu cred în demersul jurnaliștilor de la Recorder și e foarte bine că l-au făcut. Nu sunt ei responsabili pentru niște acțiuni pe care le-ar fi făcut sau nu polițistul despre care au vorbit, Paul Filimon. Au documentat
Corect. De ce am vrut să fac aceste precizări? Pentru că discutam aseară despre cum au apărut sau cum apar unii în online cu tot felul de podcasturi, oameni de care n-a auzit nimeni niciodată, dar la care se duc. Se duce domnul Rog de la SRI, se duce domnul Joană, adică așa, peste noapte. Apar niște, nu? Adică ei nu mai sunt interesați să vină la televiziuni. Se duc la podcasturi, se duc la anumite site-uri care primesc niște exclusivități. Se luptă unitățile între ele, să știți. Securiștii unii cu alții. Nu pot să spun ăia bun cu ăia răi, că nu știm să spunem care sunt buni și care sunt răi. Că toți sunt securiști. Că se uită securiștii la emisiunea noastră și că sunt preocupați, am cel puțin două dovezi. În primul rând, un articol de astăzi, scris de un domn căruia nu vreau să-i dau numele pentru că are câteva sute de cititori și nu vreau să-i crez numărul de cititori, nu merită. Vreau să spun doar atât. Domnul primește sponsorizări grase de la de undeva de prin Arad, de pe unde e domnul Coldea de acolo. Cumva astăzi, prin articolul respectiv, a răspuns domnul Coldea la ce a spus domnul Dragnea aseară despre domnul Coldea. Știu să citesc printre rânduri. Mi s-a părut foarte interesant cum au primit ei transcriptul emisiunii noastre. Frate, când ați avut timp să faceți transcriptul? Sau ce unitate a făcut transcriptul emisiunii noastre? Și de ce să vă consumați atâta energie dacă e o emisiune pe care nu o urmărește nimeni, dacă e neinteresant ce spun eu aici? De ce vă agitați atât să vă puneți slugile să scrie? Știți, de un lucru mi-e frică. Să nu îmbătrânesc urât. Mi se pare foarte trist să îmbătrânești urât. Domnul respectiv îl critică și pe domnul Mitrea, pe analistul Miron Mitrea de la Realitatea Plus. Păi, domnule, nu vă supărați, dar când luați bani mulți, mulți, de la ministerul domnului Mitrea, pe atunci ministrul transporturilor, ca să-i dați în cap lui Adrian Năstase, era bine? Nu mă faceți să vorbesc mai mult. Nu merită să-mi pierd vremea, pentru că sunt lucruri mult prea importante în România despre care trebuie să vorbim. Nu pierd vremea cu astfel de lucruri. Dar mă amuză că securiștii sunt cu ochii pe noi. Nu, că nu știam, știam. Înțeleg că deranjez, tot mai rău. Nu vă faceți griji, că nu cedez. Și nu plec. Au mărit pensiile? Au mărit salarii? Am primit astăzi niște informații despre doamna ministru a muncii. Știți că la mine nu e o emisiune de cancan. Eu nu vorbesc despre viața privată a oamenilor. Niciodată. N-am să fac niciodată lucrul ăsta. Acum știu cine a împins-o în spate. E foarte frumos la Mioveni, să știți. La Mioveni. Au făcut și un spital frumos acolo și domnul primar de la Mioveni este un om foarte influent în PSD. N-are nicio legătură cu doamna Simona Bucura Oprescu. Era doar așa, o remarcă. Dar curând o să mă duc pe la Argeș. Și o să vorbim despre multe lucruri de acolo din Argeș. Azi a apărut un sondaj care arată, spun unii sociologi, deși știți că eu sunt extrem de reticentă vis-a-vis de aceste sondaje, mai ales făcute într-un moment de intensitate maximă a unui subiect, cel mai bun sondaj e la vot, ca să fie foarte clar. Dar a apărut un sondaj, după părerea mea, în această luptă de putere din PSD, care arată că doamna Firea, ca independent, ar câștiga alegerile locale la București. Părea mea că nu le va câștiga. Eu am trăit această experiență alături de Sorin Oprescu. Doamna Firea nu este Sorin Oprescu. PSD-ul nu cred că va face același lucru care a făcut pentru, pe care l-a făcut atunci pentru Sorin Oprescu. Dar e interesantă lupta și comentariile care sunt pe margine despre acest lucru. Mă bucur că s-a dus colegul meu, Laurențiu Botin, pe litoral, nu numai pentru a promova litoralul. Dar nu, poate să uită cu atenție și la ce se întâmplă la Constanța. Știți că eu am făcut emisiune de la Constanța. Ceva așa mic a început să se miște acolo, dar trebuie să împingem mai mult. Astăzi însă o să vă arăt. Aș vrea să-l ajutăm pe domnul contraamiral, amiral, nu mai știu, domnul Virgil Chița, care este primar la Constanța.
toată lumea s-a plâns că a decopertat orașul, că e nenorocire, că e dezastru, că colegul nostru Raul Giuglea a și filmat o nouă parcare unde apa e până la genunchi, a desfințat una ca să facă alta să fie apa până la genunchi. Dar cel mai tare aș vrea să... Sunt niște constanțeni care ne-au rugat să-i ajutăm să găsească bazinul olimpic pe care l-a promis domnul Chițac acum 3 ani de zile la, când a candidat, că îl face. Zicea că ăia dinaintea lui au promis și nu l-au făcut. Nu-i v-aș ruga frumos să-l ajutăm pe domnul Chițac? Că nu-l găsește nimeni. Poate îl ține undeva ascuns. Nu știu, poate se referea la Marea Neagră. V-am spus acum vreo 3-4 săptămâni, cred, înainte să plec în concediu și când m-am întors din concediu, cum că am auzit ceva despre niște legături între dosarul de la DICOT, ăla cu cazanele, cu nepoata fostului șef SRI Radu Timofte, Ioana Timofte, și domnul Virgil Popescu. Uite că am avut iar dreptate. A apărut astăzi o informație cum că ar fi reieșit din niște stenograme de la dosar că ar fi urmat domnul Virgil Popescu, intuiesc ei din discuție de acolo, din discuția dintre martori, că ar fi urmat ca domnul Virgil Popescu să primească un cadou în valoare de 25.000 de lei. Eu știu, n-am probe însă, pentru că aștept un răspuns de la DICOT, au făcut colegii mei solicitare, dar nu ni s-a răspuns nici până astăzi, că am mai primit de-a lungul timpului. Era vorba, am înțeles eu, de niște ceasuri. În fine, ideea așa, că am o rugăminte domnilor de la DICOT. Domnule, puteți să cercetați împreună, adică să extindeți cercetarea, să vedeți de ce domnul Virgil Popescu, când s-a separat Ministerul Energiei de Ministerul Economiei, s-a împărțit în două, de ce domnul Virgil Popescu a ținut neapărat să ia această instituție care controlează și aprobă cazanele sub presiune la el, la Ministerul Energiei, de ce n-a lăsat-o la Ministerul Economiei? Adică, nu știu, mă gândesc, o plăcea pe doamna Timofte, habar n-am, se pricepe la cazane, adică mă gândesc că poate ar fi interesant să vedeți de ce. Nu știu, e o sugestie, să știți. În platou în această seară, alături de mine, să discutăm despre toate aceste lucruri, domnul Dorin Iacob, pe care l-am invitat special pe un anumit subiect, și anume sondajul de opinie, care am văzut încă de dimineață, domnule Iacob, că ați comentat despre acest lucru. Sondajul de opinie care cumva ar trebui să dea fiori celor de la PSD. Imediat îi prezint și pe ceilalți invitați. O să spun și eu punctul meu de vedere. Eu nu cred. Nu cred din principiu în sondaje, să știți, pentru că lucrând în zona politică ani de zile, ca și dumneavoastră de altfel, nu cred că un astfel de sondaj făcut în mijlocul unui scandal este relevant. Știți, am avut experiență cu mulți ăștia care fac sondaje pe la partide și îi păcălesc pe liderii politici că or să câștige și că or să facă, le iau banii de rup, și după aia, înainte de alegeri, cu 2 săptămâni, spun: domne, asta s-a schimbat, peste noapte nu mai e. Și acum știți cum, și le mai bag o chestie. Contează foarte mult de prezența la vot, se poate răsturna situația. Știu chestiile astea, le știu. Știu cum e cu băieții ăștia cu sondajele. Da, în platou alături de mine în această seară, Ovidiu Zară, Ziarul Puterea. Bună seara, Ovidiu, îți mulțumesc foarte mult. Avocatul Florin Constantin Durgheu, bună seara, Florin, îți mulțumesc mult că ești alături de noi. Eu îți mulțumesc pentru invitație, o plăcere ca întotdeauna. În dreapta mea, Roland Cătălin Pina, Pena, cetățeanu.net. Bună seara, Cătălin, îți mulțumesc foarte mult. Te aștept să mergi cu mine la Argeș când fac emisiunea la Argeș. Merg. Te rog, neapărat, acolo. E cu Brătianu acolo. La DGASPC. Cu doamna Gorghiu, la DGASPC? Ce-i la DGASPC acolo? Tot cu azilurile. Cu azilurile, că anul trecut un om cu mari probleme psihice și-a omorât familia, 5 membri, cu pietre. Fratele, sora, părinții, nepoata, și s-a descoperit, nu mai fusese evaluat de 18 ani. Ori acolo de 18 ani, șeful la DGASPC este o doamnă. De 18 ani, șefă, este șef de secție și șefa comisiei de care e analiz de... Știți ce mă pune pe mine pe gânduri? Că știți cum e scandalul ăsta cu azilurile, dar o să discutăm imediat despre asta. Știți că de mult era scandalul ăla cu certificatele pentru persoanele cu dizabilități. Să știți că nu s-a rezolvat nimic, e la fel. Adică și acum îmi scria cineva, zice: domne, am avut vreo 6 femei în casă care făceau curățenie,
toate șase aveau certificat de, cu dizabilități, lipsau câteva zile pe an ca să ducă să-și renească certificatul. Adică, ca să, mafia rămâne. După ce iese din atenția publică, după ce plătesc niște nefericiți, 2-3 poate care chiar sunt vinovați, restul își văd mai departe de afaceri. Din platou în această seară alături de mine, Mircea Instoian. Bună seara, Mircea, îți mulțumesc. Bună seara, Clubul Român de Presă. Ce să zic, sunt siderat de tot ce se întâmplă, mai ales de femeia săraca, mă rog, care naște, a născut în fața spitalului, și stau să mă gândesc cu groază la lucrurile care mi s-au întâmplat mie de-a lungul vieții, și bune și rele, legate de spital. Adică eram cu criză de... Povestesc că ai zis foarte bine că sistemul nu pică. Acum câțiva ani eram cu criză de rinichi, criză urâtă, urâtă de tot. Am luat papaverină, m-am sit în mașină, m-am dus la urgență pentru că n-am avut încredere să chem salvarea, că venea după o oră. Și doamna de acolo zicea, a, domnul Stoian, ce faceți? Și zic, nu, ce crezi că pot să fac la 1 noapte aici? Zice, da, da, bine, m-a înregistrat și după, ducându-mă, sprijindu-mă de pereți spre sala aia de la urgență sau nu știu ce. Așa zice, haideți, domnul Stoian, mai repede, mai repede, că sunteți tânăr. Ce pot să mai zicem? Am primit o informație acum care, efectiv, mi s-a făcut pielea de găină pe mine. Doamna care a născut pe trotuar e surdomută. Deci vă dați seama că ceea ce au spus în camera de gardă, pentru că înțeleg că s-a dat vina pe familie și pe faptul că a plecat de acolo, femeia n-a înțeles. Adică n-a auzit, fiind surdomută. Dar o să discutăm, o să vedeți că situația e mult mai complicată acolo. Adică da. E o poveste acolo. Doamna care este manager, îi spun bună seara doamnei doctor Anca Nicolescu, mă bucur din suflet că s-a nimerit. Bună seara! Nu mi-aș fi dorit un astfel de subiect, dar mă bucur că sunteți în această seară, doamna doctor. Doamna manager, înțeleg că nu este medic, este contabil. Este de 6 ani și jumătate. Nu, poate o fi un manager bun, habar n-am, nu știu. Dar atitudinea și tot ceea ce s-a întâmplat acolo... Mai e un caz. Poliția a deschis astăzi dosar pentru un bărbat în vârstă de 32 de ani, care ieri s-a dus tot acolo la camera de gardă, a fost consultat și trimis acasă și azi noaptea a murit. Bun. La aceeași cameră de gardă. La aceeași cameră de gardă, la același spital. Și mai e o problemă acolo. Sunt 5 din 7 asistente de la secția de pediatrie în concediu medical și ca atare activitatea secției de pediatrie este suspendată. Să ferească Dumnezeu să nu avem probleme și cu vreun copil. Imediat o să ajungem la subiectul ăsta. Vă rog, doamna doctor, și apoi mergem cu subiectul despre sondaj, pentru că mă interesează foarte tare lucrurile și lucrurile astea politice, pentru că peste tot, așa cum v-am spus la început, apare politicul. Inclusiv aici. Inclusiv aici, adică și în comunicatul de la minister și în disputa de acolo de la Urziceni. Puțin mă interesează că e de la PNL, că, adică din punctul meu de vedere, în comunicatul de la minister n-ar fi trebuit să apară primăria. Dar ce legătură are? Păi primarul a numit-o pe doamna manager. Putea să o numească și președintele Americii, n-are nicio legătură. Noi ca medici, în momentul în care primim un pacient la UPU, da, trebuie să ne asigurăm că facem tot ce trebuie să-l ajutăm. O sunat la ambulanță, doamna doctor. Ca să ce? Ca să vină să o preia, pentru că medicul care, pentru că nu aveau linie de gardă la neonatologie, deși spitalul era dotat cu tot ce trebuie, era, înțeleg că doar un medic chirurg care era în spital, dar care... Doamna Alexandrescu, noi doctorii care acum ne-am feliat, așa, noi ne-am specializat acum pe degetul mic de la mâna dreaptă și nu știm dacă mâna dreaptă face parte dintr-o ființă. Noi suntem, bun. Orice doctor ar fi, atâta timp cât asigură UPU, trebuie să aibă un minimum de noțiuni. Mă, dar vă întreb altfel. Ajuta dacă un pacient care vine asta la el. Vreau să mă întreb. Nu poți să dacă se întâmplă să fiți pe stradă și vedeți o situație de urgență, acordați primul ajutor? Bă, dar cum să nu? Face parte din jurământul pe care îl depune medicul? Dar cum să nu? Și dacă tu nu știi ce trebuie să faci sau nu
poți. Acum, doamna manager fiind telefon, contabil, normal că n-a depus jurământul lui Hipocrate, atunci n-are ce să... Când aud de manager la spitale care sunt contabil, mi se pare o aberație. A depus jurământul la partid. La primar. A depus jurământul la partid, mă pare. Doamna a absolvit facultatea de economie agrară din cadrul ăsta. A, economie agrară, și mai bine. Nu că nu contează să fie manager de spital care n-au legătură cu medicina. O secundă, stați că nu vă înfierbântați, că imediat abordăm subiectul. Am și materiale, o să vedeți și cu soțul doamnei, cum i s-a pus fiola în birou, cum a plecat acasă. Adică e o poveste halucinantă acolo. Adică nu-i de ieri de azi. Acolo se vor mai întâmpla lucruri. Nu știu, doamna asta încă este manager acolo? Nu, dar, imediat. Dar și medicii... Doamna Alexandrescu, aici este o problemă de fond, nu de formă. Că soțul, sunt și alții la care soțul nu era cu fiola și nu era nevoie. Dar să știți că și doamna este acuzată că are probleme cu băutura. Deci tot din presă sunt acuzați. Sunt la fel de slabi. Vreau să mergem însă cu subiectul pentru care l-am invitat pe domnul Iacob, pentru că domnul Iacob se grăbește, trebuie să plece, nu poate să stea decât prima oră, deși era mult mai important să vorbim despre spital, dar pentru că domnul Iacob nu poate să rămână mai mult, am vrut neapărat să discut cu dumneavoastră despre asta. Haideți să vedem întâi materialul despre acest sondaj și ce comentarii s-au făcut până la această oră, pentru că sunt niște personaje importante care s-au pronunțat pe acest sondaj și pe posibilitatea ca Gabriela Firea să candideze pe de-o parte independent, susținută de PUSL, și să câștige independent primăria capitalei. Haideți să vedem materialul. Potrivit celui mai recent sondaj, Gabriela Firea este în preferințele bucureștenilor pentru un nou mandat la primăria capitalei. Concret, dacă Gabriela Firea ar candida ca independent pentru funcția de primar general, ar obține cel mai mare procent, 34%. Pe locul 2 este actualul primar Nicușor Dan. Deși este susținut de 3 formațiuni politice, Nicușor ar obține doar 23% din voturile bucureștenilor. De altfel, în ultimele luni, mai multe sondaje au clasat-o pe Gabriela Firea favorită pentru funcția de primar general. Asta în condițiile în care mai bine de jumătate dintre bucureșteni sunt nemulțumiți de modul în care arată capitala. Mai mult, Gabriela Firea este susținută și de Partidul Umanist Social Liberal. Noi am declarat conducerea PUSL că dacă candidata PSD la primăria capitalei va fi Vrânceanu Firea, o vom susține. Dar asta nu înseamnă că odată ce am zis că o vom susține, PUSL-ul să n-aibă candidatul propriu la primăria capitalei. Și poate, cine știe, că lumea asta, noi PUSL să susținem candidatul PUSL Gabriela Firea. Partidul Umanist Social Liberal, prin forul de conducere colegială, a decis susținerea doamnei senator Gabriela Firea la primăria capitalei. Este o decizie pe care a luat-o partidul într-un moment în care toată lumea o ataca pe Gabriela Firea. În cazul de față nu mă miră. Iată că sondajul, a mai spus și Romanda și Mirel Palaza, încă nu făcuse sondaje, dar a spus că e ceva... ia mare încă șanse la primăria capitalei. În ceea ce privește alegerile parlamentare, datele arată că cei mai mulți români ar vota cu socialdemocrații. Surpriza de pe locul 2 este Partidul Aur, care ar obține 22%, iar pe locul 3 se află liberalii. Sondajul Insomar a fost realizat în perioada 24-30 iulie 2023. Au participat 1030 de respondenți cu vârsta de peste 18 ani. Marja de eroare este de plus minus 3,1%, iar nivelul de încredere este de 95%. Domnul Iacob. Da, eu cred în sondaje în ce sens? Ele sunt un instrument al științei numite sociologie și se fac cu rigoare, dar trebuie înțeles ceva. Dacă duminica viitoare ar avea loc alegerile, asta este o poză a momentului. Dacă ar avea loc alegerile. Și chiar de la data sondajului până duminică, când ar avea loc alegerile, publicul ar discuta, ar dezbate, s-ar întâmpla niște lucruri în studiourile de televiziune și nu o să știe exact în duminica respectivă rezultatul votului. De asta, întotdeauna, aceste sondaje trebuie privite ca un instrument de lucru pentru politicieni sau pentru companii sau pentru firme de marketing, pentru că sondaje și
studii sociologice se fac pentru multe obiective. Lumea e obișnuită cu sondajele în lumea politică, dar sondajul este un instrument care este la îndemâna și a companiilor, și a structurilor de informații, și ale armatei, și a comunităților de state. Sondajul are o relevanță ca instrument. Trebuie să știi să lucrezi cu aceste instrumente, desigur. Este un instrument folosit în lupta politică de la acest moment? În momentul în care se comentează în studiouri și în care se comentează în presă și în care se lansează, el devine un instrument în lupta politică, nu, dar nu văzut, sondajul în sine. Am văzut afirmațiile domnului Cristoiu, am văzut informațiile domnului Cristoiu, mă rog, domnia sa cu experiența pe care o are, a transpus cumva niște mișcări care s-au întâmplat în ultima perioadă și la PSD și în presă, cumva că s-a dorit să se scape de Gabriela Firea din PSD, în primul rând, întâi împinsă la primăria capitalei ca să se scape de la președinție, acum să se scape de ea și de la primăria capitalei. Îmi spunea cineva zilele trecute că cumva relațiile dintre PSD și PUSL, adică domnul Voiculescu, s-au cam răcit. Pentru că domnul Voiculescu a avut mai multe cereri să fie numiți mai mulți oameni din partidul său în diverse poziții. Lucrul ăsta l-a mai practicat. Ei, și nu s-au mai întâmplat lucrurile astea. Adică, cumva, ceea ce spune domnul Cristoiu e confirmat și pe surse prin oraș. Acest sondaj, la acest moment, este făcut sau dă fior PSD-ului lui Marcel Ciolacu, creează o anumită, sau deschide o anumită discuție? Nu cred că dă fior. Este un instrument, PSD e un partid mare, experimentat, și acolo sunt niște politicieni cu vechime, așa, și așezați pe picioarele lor. Sunt convins că și ei privesc asta ca pe un instrument care le dă un semnal și la care trebuie să gândească. Într-adevăr, situația unei candidaturi independente a doamnei Firea creează o problemă, în primul rând, PSD-ului, pentru că PSD-ul, în opinia mea, are două variante, dacă va fi cazul, pentru că sondajele astea o să fie mai importante și mai relevante din noiembrie încolo, pentru candidaturile de la anul, și până prin mai, așa, relevante în sensul unor decizii politice, nu a unei predicții absolute. Dar PSD-ul sigur că are o provocare și o reasimilează pe doamna Firea ca și candidat dacă domnia sa și soțul domniei sale nu vor avea un dosar. Deci noi aici nu vorbim de dosare penale și de opinia publică și de oprobiu care s-a creat și emoția care s-a creat cu cazul azilor de bătrâni. Da. Noi vorbim de cum sunt sondați oamenii în momentul. Dar nu se pare normal să punem problema așa, domnule, acum un pic. De ce dacă vor avea un dosar? Pentru că dacă au făcut ceva până acum, de ce n-au până acum un dosar? De ce trebuie să așteptăm să vină anul alegerilor ca să fie scoase niște dosare? Aici eu am o altă rigoare. E o anchetă în desfășurare. Este foarte posibil ca cei care sunt anchetați acum și probele care se adună să ducă la ceva concret sau să nu ducă la ceva concret. Încă e de vreme, e un dosar crud, tânăr. Nu mă refeream la aziluri în mod special, mă refeream în general. Adică dacă sunt niște lucruri care pot fi constituite într-un dosar, de ce trebuie să așteptăm să vină anul electoral sau preelectoral ca să se facă aceste dosare? Da, în societatea românească s-a întâmplat foarte des acest lucru, ca dosare cu politicieni și despre politicieni și apare la un moment dat. Cine păpușează aceste lucruri? Interese. Cine păpușează și sondajele? Interese. Pentru că și sondajele astea apar în anumite momente. Interese de tip, cum să spun eu, cum defineam noi de multe ori aici, de tip stat paralel. Jocuri de putere, mai mari sau mai mici, la nivel de București sau la nivel de partid. Dar nu sondajul în sine este cel care manipulează. Întrebarea mea este, de ce a apărut acest sondaj acum, domnule Iacob? Pentru că imediat, de ce a apărut? Da, pentru că el a văzut, aseară cât eram în emisiune, am văzut o declarație a nașului Gigi Becale, care spunea cumva despre Gabriela Firea și Pandele, că sunt plecați în Grecia și că de ce se mai întoarcă, că de ce decid procurorii. Da, e o viziune a domnului. Mi se pare o experiență personală. Adică probabil. Nu vreau să interpretez ce a spus, dar stați un pic. Este firesc că se face și pacazi apare sondajul.
doamna Gabriela Firea este un politician de primă mărime care, prin situația care s-a întâmplat, a creat o emoție majoră în spațiu public, negativă, pozitivă, a creat o emoție în interiorul PSD-ului. Este firesc ca sociologii să se aplece să facă un sondaj în domnul perioada Iacov, asta. Vă dau, cu siguranță... Cunosc destul de bine PSD-ul. Doamna Firea n-a fost iubită niciodată în PSD. Eu spun în percepția publică. Eu vă spun că sunt foarte mulți PSD-și. Nu vorbim despre iubire. De asta mă întreb de ce a apărut acum, pentru că sunt foarte mulți PSD-și care probabil încearcă să folosească acest moment împotriva lui Marcel Ciolacu. Vor mai apărea în următoarele zile, cel puțin încă un sondaj, dacă nu chiar două, este firesc. Ajută? Viața noastră va fi mai bună? Păi, sociologii își fac treaba care lor. Care va fi relevanța, domnului Iau banii Iacob de la cei care... Uite, relevanța e că se discută și relevanța e că anumiți oameni iau aceste sondaje. Se discută despre o problemă falsă despre lucrurile reale. Dar nu-i falsă problema. Problema de ce e falsă? Altfel. Dar cine nu poate să fie țara asta decât dacă candidează doamna Firea o independență sau nu? Dar cine spune asta? Problema este asta. Eu spun eu și n-am dreptul să spun asta. Nu, numai puțin. Un sondaj în sine, el nu are o problemă. Păi modul în care e folosit și discuta sondajul devine problemă. De ce a fost în acest moment acest sondaj? Te rog, Ovidiu. În opinia mea, cred că ne ducem pe o pistă falsă. După cum bine știm, domnul Marcel Ciolacu este premier și ar putea fi principalul candidat al PSD la funcția de președinte a României. Din punctul meu de vedere, acest sondaj ne arată că și știm foarte bine că cele două formațiuni politice, PNL și PSD, vor merge împreună la alegeri locale, parlamentare, nu știu dacă la europarlamentare. Este mesajul că domnul Ciolacu va fi viitorul primar al capitalei. Primar? Spus, da, are dreptate, Ovidiu. Spune cineva, uite, trebuie să iau pauză imediat. Nu mai sigur ca sondaj. Imediat, o să iau pauză imediat. Logic este opinia mea. O să iau pauză imediat, stați că vreau să vă spun ce. Uite, îmi scrie un prieten bun al emisiunii, zice așa, domne, cred că mesajul discret al sondajului nu are legătură cu Firea, cine transmite că PNL și PSD ar avea majoritate guvernamentală după alegeri, fără a avea nevoie măcar de minorități. Corect. 29 plus 21 egal 50, după redistribuire, circa 56-57%. Multe date. Luăm pauză de publicitate și după pauză ne întoarcem și continuăm discuția noastră pe această temă. Așa. Ne-am reîntors în platou la culisele statului paralel și domnule Iacob, o să vrească imediat și ceilalți invitați, dar în pauza de publicitate au fost foarte mulți telespectatori care mi-au scris și au început să vină cu scenarii și toți în continuare a ceea ce spuneam, că sondajul ăsta de fapt arată o altă chestiune, că iată, arată va fi o majoritate, lucruri, da. Da, că toată lumea s-a concentrat pe această chestiune cu Gabriela Firea, că ar câștiga, sigur, 34% e... Dar important este și prezența la vot, că dacă prezența la vot va fi una de 30%, e una. Dacă va fi 60% prezența, sigur, e alta. Emoția ceilalți candidați. Mai important este, mult este până și mesajul departe. Politic. Mesajul politic al momentului e foarte interesant din perspectiva mea și din alt punct de vedere. Mă uit întotdeauna și la scenele politice occidentale din Uniunea Europeană, lumea din care facem parte, mai ales cea a Uniunii Europeană. Dacă ne uităm în toate țările, partidele politice care urmează să facă actul de guvernare după alegeri sunt în jurul cifrei de 20%. Nu știu dacă ați observat, în Italia, în Germania, în Spania, peste tot, nu mai sunt partide de 30%. Și se fac coalițiile semafor ca în Germania, așa mai departe. Iată și la noi o tendință când niște partide sunt în jurul 20, 30 minus ceva, 20 plus ceva. Într-adevăr, acum, dacă ne uităm la acel sondaj, el este undeva, asigură că cele două partide pot guverna în continuare. Dar de ce este o poza momentului. PSD cu aur. Cum? De ce n-ar guverna PSD cu aur? Rămâne se pare mult mai plauzibil. Rămâne de văzut. Sondajele în sine, ele nu manipulează. Modul în care se discută manipulează cine le dă pe piață. Oameni buni. Sigur. Modul în care se discută despre ele, cum sunt folosite, asta este altceva. Fiecare arată o parte a lucrurilor de acolo, fiecare mai pune alte informații pe care le are în spate. Fiecare înțelege ce vrea, fiecare îl folosește cum vrea. Fiecare îl folosește cum vrea. Pentru partidele mari și puternice, unde sunt oameni experimentați, sondajele trebuie să fie un instrument de lucru. Nu sunt nici
adevărul absolut pentru ziua votului de acum peste un an, pentru că ar fi o absurditate, nu trebuie nici neglijate, pentru că ți arată o percepție a publicului pe moment. Dar cine l-a comandat? Se pare că scandalul, de exemplu, cu pricina, n-a atins-o încă esențial pe doamna Firea și nu știm cum o va atinge. Cine l-a comandat? Se va vedea mai târziu. Cine l-a comandat pe acest sondaj în somar? E cel care l-a dat publicității. Deci, cine l-a comandat? Cine a plătit? Cine a plătit? Bani, pentru că ăla l-a dat publicități, nu insomar. Dar o să mai apară sondaje și la celelalte case. Normal. Vă spun sigur, am discutat azi cu sociologi, da, oameni de primă. PNL-PSD e o struțocămilă, e stânga cu dreapta. Cum? E struțocămilă din punct de vedere politic. Că s-au unit ca să... Dar sondajul nu îți arată că sunt oameni care votează PSD-ul, care votează PNL-ul. A, știți ce o să fie interesant? În momentul în care te duci în următoarele alegeri și tu vei fi întrebat ca partid politic, deci după alegeri vei face coaliție cu PNL-ul, deci tu PNL vei face coaliție cu PSD-ul și în funcție de cum răspund la întrebarea aia și cum va vedea publicul până atunci, mai vedem care ce scoruri o să aibă. Întrebarea pentru este... că acum ei n-au plecat, ei nu sunt în parlamentul ăsta cu mandat de la alegătorii lor de a face guvernul. Păi logic! Poate. S-au înțeles deci pe parcurs. Vorba. Ei vor ieși la vot în fața publicului de-abia de acum încolo cu o astfel de scenariu. Păi, dacă vor face asta. Este da, gândiți-vă că până la urmă coaliția asta, în eventualitatea în care vor merge împreună la alegeri, are ca scop principal scoterea aurului din cărți. Da, data trecută a fost... principal scop să facă majoritate. Păi exact. Evident. A mai fost să coaliția. A fost o coaliție care s-a făcut anti-Băsescu. Este acum și... se poate face o coaliție probabil din anti-aur. Din punctul meu de vedere, un astfel de rezultat, imediat, Ovidiu, merg la tine, este și o descurajare uriașă pentru cetățeni, tocmai pentru că o prezență masivă la vot ar putea influența aceste procente. De ce v-am spus că dacă sunt 30% la vot, e una dacă sunt peste 60%, e cu totul nu am văzut și cu totul în detaliu altceva. Sondajul, dar în acest moment prezența Ovidiu, la vot este aș foarte să spun slabă, că foarte, dacă ar fi. Foarte important în acest sondaj este locul din care provine ponderenții. Dacă ne uităm, 17% dintre ei provin din Muntenia, 19% din Oltenia, 18% din Transilvania, 18% din Moldova și restul din celelalte regiuni istorice. Ca atare, acum nu știu cât acuratețe are acest sondaj, încă o dată spun, pentru că sunt persoane, dacă ne uităm la localizarea celor care au răspuns, din alte județe, se pronunță pe o chestiune a Bucureștiului. Însă, încă o dată spun, cred că ar trebui luat în calcul introducerea domnului Ciolacu în această ecuație. Pentru că spatele ușilor închise se vorbește despre o potențială candidatură a dumnealui la primăria generală. Cred că e o întrebare închisă, adică cineva a făcut o listă de persoane și personalități și atunci, fiind pe acea listă, publicul se exprimă subiectul este cu atât mai cred. Dezbătut datorită atitudinii domnului Ciolacu, care de ceva vreme, de când e prim-ministru, e foarte popular la meci. A stat nu la tribuna oficială, la VIP, a stat în tribuna întâi. A mers cu metrou? Merge cu metroul, în avion, nu stă la business class, stă alături de ceilalți pasageri. Asta este un exercițiu politic. Da, un exercițiu politic făcut cu un scop. Cu scopul de a-și atrage simpatia electoratului pentru ca la următoarele alegeri, care și eu, da, cred că va fi viitorul candidat al PSD la primăria capitalei, deoarece... Vă dați seama că am pornit de la discuția despre Gabriela Firea și am ajuns la Ciolacu? Da, îmi dau seama. Pentru că apare în sondaj. Din punctul meu de vedere, eu, credeți-mă ce vă spun și să nu mi-o luați în nume de rău, eu merg în zi de zi pe jos. Circul cu mijloacele de transport în comun. În momentul acesta, dacă n-ar fi luat în calcul domnul Ciolacu și ar fi numai o bătălie între Gabriela Firea și Nicușor Dan, eu vă spun că Gabriela Firea, în momentul acesta, vom vedea care va fi finalul acestui dosar cu Azile Groaze, în acest moment, Gabriela Firea este... conduce detașat în preferințele electoratului din București. Pe Nicușor Dan n-ar trebui să le aleagă nici mama lui și soția lui la următoarele alegeri. Pentru că știți foarte că românul votează întotdeauna cu răul cel mai mic. Pe de altă parte, acum nu știu cum va fi influențat votul la nivel românul de București. Românul votează împotriva, nu dar votează... Dar românul întotdeauna știți că alege asta. Dacă i se va întâmpla ceva doamnei Firea, să spunem... Pozitiv împrămăvut.
că va avea vreun dosar penal, întotdeauna românul nu votează cu... Nu e obligatoriu să-i se întâmple ceva doamnei Firea, poate cel... să apară și un alt candidat care să... Păi, acolo e un candidat fie... aur, e un candidat aur acolo, Bălisea? Nu e. Nu, nu este. Dar poate da, fi un candidat care să reprezintă o alternativă, care să nu mai facă pe oameni să votează pro sau împotriva. Adică există și varianta asta. Da, o să vedem și alte sondaje, o să tot fie sondaje, dragilor, până asta anul viitor la alegeri. Asta a apărut nu întâmplător, Anca, bine ai punctat. Nu a apărut întâmplător, a apărut la momentul la care, imediat după ce au plecat în Grecia, în timp ce Gigi Becali îi susține cu mult patos revoluționar, Florin, nu degeaba a apărut. Sociologic e firesc. Am lucrat atâția ani de zile la partid și știu exact cum funcționează povestea asta cu sondajele. Când se dau, cum se dau, de ce se dau, când se consideră oportun, cum se folosesc, cum se schimbă, nu mai contează, că foarte multe lucruri... Dar nu, asta e treaba sociologilor să explice. Pe mine m-a interesat strict din punct de vedere politic, nimic altceva. Nu e treaba mea să comentez sociologic. Din punctul meu de vedere, Gabriela Firea n-are nicio șansă să câștige alegerile ca și... Povestea cu azilele. N-are legătură. N-are nicio legătură cu povestea cu azilurile. Asta se va vedea mai încolo. N-are nicio legătură, Florin, povestea cu azilurile. Dar niciuna. Adică și dacă n-ar fi apărut, atenție. Este cazul Piedone, da? Oameni buni. A fost condamnat pe o emoție publică mult mai mare. Să fii primar general nu înseamnă să dai vouchere și ajutoare. Să fii primar general într-o capitală. Cum? Și ochelari. Și ochelari și biciclete și mai știu eu ce. Eu am lucrat la primărie cu Sorin Oprescu. A fi primar general înseamnă să faci lucrări de infrastructură, să ai viziune, nu să dai pomeni, nu să faci acțiuni de imagine. Și concerte. Poți să le faci și pe astea. Există și astea. Ca dublarea dar trebuie să și faci ceva dublând pentru acțiune de. Nu uitați un lucru. Aici vreau să vă spun apropo de emoție. Emoția colectivă. Din punctul meu de vedere, Gabriela Firea a făcut un lucru bun la primăria generală. Fertilizarea aceea in vitro gratuită pentru bucureșteni. Sunt niște măsuri care sunt foarte... Vreau să-ți spun, Anca, că a fost foarte bine primită. Eu cunosc oameni care nu puteau... Nu-și permiteau. Tine, da. Nu-și permiteau. Dar nu sunt zeci de mii de oameni care apreciază lucrul ăsta. Influența. Da și nu. Nu e chiar așa. Și nu uita, un eventual ajutor al lui Piedone în campania electorală pentru Gabriela Firea va cântări foarte mult. Eu am fost foarte atent la declarația domnului Piedone. Are niște nuanțe, da. Adică... Are niște nuanțe... Clare. Niște nuanțe fundamentale. Adică, noi am zis că o susținem pe doamna Firea, dar asta nu înseamnă că nu o să aibă și pe USL un candidat. Și dacă o să aibă pe USL un candidat, cum o mai susține pe USL mai avem. Pe doamna Firea? De la USL e un singur, de-a lungul timpului, eu nu a fost numai Daniel. Nu m-aș Daniel Popa, Daniel Constantin. Eu nu Daniel cred Nașcu. Că apariția domnului Ciolacu în acest sondaj, presupun că a fost o întrebare închisă, înseamnă că domnul Ciolacu ia în serios în calcul și PSD-ul candidatura domniei sale. Eu cred că ar fi o eroare, nu știu, nu treaba cred. Lor. Dar eu nu cred că ia în calcul o asemenea situație. Nu. Dacă Ciolacu candidează... Dar dacă nu mai este doamna Firea nici independent și nici cum, PSD-ul trebuie să găsească o personalitate de primă mărime pentru primăria capitalei. Dacă Marcel Ciolacu se duce la primărie... Până una alta, Gabriela Firea este în PSD. Exact. Senator PSD este în... Cine se duce la președinție de în partea... Tot Marcel Ciolacu. Păi nu poate să fie și la primărie. Păi primăria... Să știți că a încercat aceeași poveste cu primăria independentă, cu PSD-ul în coastă și Sorin Oprescu. Lucrurile nu sunt chiar așa de simple. De asta vă spun că nu mai e chiar așa cum a fost toată. În fine, nu mai contează. Schimbăm subiectul. Domnule Iacov, vă mulțumesc foarte mult pentru că ați venit special pentru acest subiect. Știu că plecați în vacanță. Mâine veniți? Vă întreb în direct. Plec în vacanță miercuri dimineață. Păi și? Bagajul? Veniți sau nu? Dacă mă lasă nevasta, vin. Bine, ați promis. Plec așa, ați promis. Da. Bine, rămâneți aici pentru că vreau să mergem acum mai departe. Între timp, în timp ce noi dezbăteam acest subiect, au apărut informații noi de la Urziceni. Lucrurile sunt mult mai complexe. Colegii mei au și contactat-o pe doamna manager. Cred că o să și avem înregistrarea. Până atunci însă aș vrea să vedem materialul despre ce s-a întâmplat astăzi acolo. Spitalul din Urziceni, fraților! Spitalul din Urziceni!
Naștere în curtea spitalului. Sunt imaginile revoltătoare care vin din curtea Spitalului Municipal din Urziceni. Pentru femeia din imagini, în vârstă de 24 de ani, momentul în care își aduce pruncul pe lume s-a transformat într-un coșmar. Întinsă pe trotuar, pe o pânză albastră, probabil sterilă, femeia născută asistată de paramedici. Naștere în curtea spitalului, oameni buni. Spitalul România. Totul s-a întâmplat în jurul orei 5 dimineața, atunci când tânăra mămică a ajuns la camera de gardă a unității medicale cu contracții puternice. Însă femeia a fost anunțată că unitatea medicală nu are linie de gardă ginecologie și va fi transferată la spitalul de urgență din Slobozia. Și mai grav este că pacienta nu a fost supravegheată, iar momentul în care a ieșit în curtea spitalului a intrat în travaliu. Conducerea spitalului a venit cu o explicație. Pacienta cu doi aparținători s-au prezentat în CPU la ora 5 și 14 minute. Am verificat și camerele, așa a fost. I s-a făcut prezentare în CPU. Noi suntem spital care nu avem linie de gardă de ginecologie. S-a sunat la ambulanță, deci pacienta nu vorbea, nu auzea, deci era cu dizabilități. Asistenta a ieșit după ea, se vede pe camere, a ieșit chemând-o înapoi. A refuzat, este o anchetă internă care nu s-a finalizat. Noi încă suntem cu organele de control acum. Am ieșit pentru 5 minute să... Considerați că pentru această situație ar trebui să vă dați demisia? Nu. Cum i-ați descrie pe medicii din acest spital? Medici devotați, care își fac meseria și care își depășesc competențele. Și-au făcut meseria și și-au depășit competențele seara trecută? În multe cazuri, da. Da. Nu. Deci nu sunt descumpănită, nu încerca să mă intimidați. Suntem în curs de derulare, nu am apucat să fac o anchetă internă. Reprezentanții Ministerului Sănătății contrazic conducerea unității medicale. Spitalul are o secție de obstetrică ginecologie cu compartiment neonatologie și ar fi invocat lipsa medicului specializat. Alexandru Rafila a trimis în control Inspecția Sanitară de Stat și a convocat o întâlnire cu directorii direcțiilor de sănătate publică. Personalul care deservea compartimentul de primiri urgențe nu a acordat niciun fel de asistență medicală. Au sunat la 112 ca să preia această femeie gravidă. O imagine pe care eu nu credeam să o mai revăd. S-a constatat că acolo există în structura spitalului o secție de obstetrică ginecologie cu 25 de paturi și 5 de neonatologie. Nu există medic nici de neonatologie, nici de OG și nici măcar medic anestezist după orele 15. Colegii mei au sancționat managerul spitalului pentru neorganizare cu 4.000 de lei. A fost sancționată doamna asistent care n-a respectat procedurile de examinare și investigare să solicite medicul, tot cu 4.000 de lei. Inspecția sanitară pe care o trimite domnul Rafila să mai stingă câte un incendiu din spital la figurat sau la propriu este condusă de o doamnă care este medic veterinar. Ministerul susține că spitalul este în subordinea primăriei din Urziceni. La rândul ei, primăria a venit cu o reacție. Un consilier local nu a venit cu măsuri, ci cu acuzații grave la adresa conducerii. Se întâmplă frecvent la Urziceni, astfel de lucruri sunt semnalate de cetățeni. Nu sunt suficienți medici, avem probleme cu personalul. Managerea de aici, de la spital, cel târziu la ora 11 este beată. Ați văzut-o vreodată? Tot orașul. Femeia se află la a treia naștere. În curtea spitalului din Urziceni stă parcată încă de dimineață o mașină de poliție și asta pentru că pe lângă toate anchetele administrative deschise în acest caz și polițiștii au început propriile cercetări. Au deschis un dosar penal pentru abuz în serviciu, însă pe parcursul zilei încadrarea penală a incidentului s-ar putea schimba. Da, avem, nici nu știu cu ce să încep, să știți, pentru că sunt atât de multe informații, sunt atât de multe lucruri haluciante, da, așa este, cum a spus domnul Ungureanu, șefa Inspecției Sanitare de la Ministerul Sănătății, este medic veterinar, este numit încă de pe vremea doamnei Sorina Pintea și n-a schimbat-o nimeni de atunci. Râdeți, că nu-i de râs, e de plâns. Dar... În legătură directă cu noi este jurnalistul Eugen Cișmașu. Bună seara, domnule Cișmașu. Bună seara.
În primul rând, vă mulțumesc foarte mult pentru că dumneavoastră mi-ați pus la dispoziție filmările acestea îngrozitoare, încă de la prima oră de dimineață. Le-am și pus la dispoziția colegilor mei imediat. În al doilea rând, vă mulțumesc și pentru cealaltă informații pe care ni le-ați pus la dispoziție și pe care o să le arătăm imediat. Doamna Ianuș este manager de mulți ani, de vreo 6 ani și jumătate. A fost doamna și consilier PNL, așa înțeleg. Da. Doamna Ianuș a fost consilier PNL în câteva rânduri, este fost vicepreședinte PNL din câte țin eu minte și a fost în permanență, într-un fel, șefa grupului de consilier PNL, aflați de-a dreapta primarului, de 20 de ani. De 16 ani, scuzeți-mă. Domnule Cișmașu, și soțul doamnei este celebru, cu ghilimele de rigoare, în județul Ialomița, acolo, la Urziceni. A avut o aventură. Aș vrea să vedem imaginile și după aceea să ne explicați ce s-a întâmplat. Bună, să vă rog să vă sugerați pentru domnul. Rupeți-vă, rupeți, pur și simplu. Da, mă. Da. Apoi tu subțire în vădut și pe aici. Așa, mai mai mult? Ok. Vă supla constant ca și cum a supla într-un balon, fără să vă opriți, până se va strânge becul verde, ok? Da? Ați înțeles? Ok. Să mergem. Stop. Trageți de măștuc, vă rog. Dacă e valoarea 0, nu o să mai fie nevoie de procesul verbal, dar dacă nu este... Ok. Bună ziua. Probabil că este, da, 0-12. Asta înseamnă ori că a băut ieri, ori că a băut, a consumat ceva foarte puțin, un pahar de ceva. Domnule Cișmașu, domnul este... soțul doamnei manager, da? Da. Ce s-a întâmplat? Era lucra la poliție din Urziceni? Nu. Este domnul Cornel Ianuș, care în aceeași perioadă în care doamna Ianuș a fost numită, a câștigat funcția de... sau a dat concursul și a câștigat postul de director al spitalului municipal din Urziceni, aproximativ în aceeași perioadă, soțul său, domnul Cornel Ianuș, a dat concurs și a câștigat sau a fost numit în postura de șef al DSP Ialomița. Înregistrarea pe care o difuzați acum e datată 2019, din câte mi-amintesc eu, și surprinde un moment în care... Deci stați o secundă, deci dânsul ar trebui să o controleze pe soție la spital? Nu. Adică... După acest episod în care a fost prins băut, ca să zic așa, de către colegii de la Autoritatea Națională, a fost silit sau, mă rog, și-a dat demisia. A fost silit să-și dea demisia. Deci dânsul nu mai e șef la DSP din 2019. Da. Cum s-a întâmplat? Adică cum au reușit să-l prindă băut? A fost vreun incident? Au avut vreun pont? Ce s-a întâmplat? Adică cum au ajuns să-i pună fiul ăla în birou? Că mi se pare halucinant. N-am avut, la momentul respectiv, n-am avut informații privind sursa, dacă s-a mers la pont sau a fost așa pur și simplu un control inopinat. Dar, exact cum, după cum l-ați auzit mai devreme și pe consilierul local din Urziceni, care invoca anumite constanțe bahice în ceea ce îi privește, e posibil ca... cum să zic, personajul să fi fost reclamat în diverse rânduri la nivel de conducere națională a autorității. Da. Vă rog, comentați. Îmi dați voie că eu explodez aici? Vă rog, doamna. În primul rând, pentru ce s-a întâmplat acolo, nu există scuză. De niciun fel. De niciun fel, nici din partea tovarășei manager, nici din partea doctorului de gardă, care era medic la UPU, cred,
nici pentru că secția era închisă. Orice medic. Eu n-am mai auzit, doamna doctor, poate... sigur, chiar vă spuneam, eu n-am mai auzit ca cei de la UPU să sune la 112. Că mi se pare halucinant. Să vă spun, nu, ei au sunat la 112 ca să ducă pacienta de acolo la Slobozia sau la Spitalul Județean. Bun. Ce sau în alt bun. Dar ce Spitalul Județean este în Slobozia. Da? Acolo este. Că e județul Ialomița. Bun. Nu există un doctor să nu primească pacienta, să se uite să vadă cum e colul, să-și dea seama în ce stadiu al nașterii, al procesului de naștere este și să spună, domnule, nu poate să plece că ea naștea acum, aici. Și n-are cum. Sunai, moașă, nu se poate. Urziceniu nu e New York-ul, da? Nu se poate să nu știi în orașul ăla o moașă, un doctor. Dar nu face, domnule, la facultate ginecologie. Dar nu există să nu primească. Nu, dar vreau să vă arăt atât. Doi la mână, mă iertați. Imediat, pentru că vreau să vă explicați, să vedeți și reacția doamnei manager. Nu colegii există reacție. Păi, nu, vă rog eu frumos, pentru că e important să vedem ce a spus după ceea ce a spus și domnul primar, că am eu aici, a scris că și domnul primar a ieșit. Haideți să vedeți ce a spus. Dar ce vrea domnul primar în chestia asta? N-am înțeles. E omul lui, doamnă. Managerul e omul lui, e pus de el. Noi vorbim, nu de manager, pentru că mai am informații inclusiv de și inclusiv de soțul doamnei, pentru că înțeleg că soțul doamnei a plecat și cu o sacoșă de bere de la un strand. Imediat, domnule Cismasu, ne întoarcem și la soțul doamnei, dar vreau să vedem reacția managerei. Colegii mei au contactat-o, i-au pus întrebări în legătură cu acuzațiile care au apărut inclusiv în materialul de mai devreme. Haideți să vedem ce a spus doamna Ianuș. Nu pot să cred că s-a făcut o astfel de afirmație. Sunt o persoană care am 35 de ani de carieră în spate. Am venit acum 6 ani și jumătate în Spitalul Municipal Urziceni ca manager. Sunt de profesie economist. Am venit din mediul privat, de la firma la care eram și asociat și administrator, am renunțat și am venit tocmai pentru a face treabă în spitalul. Avem 23 de medici, avem 4 proiecte cu fonduri europene în derulare, împreună cu primăria municipiului Urziceni. Au negat categoric aceste acuzații făcute de consilierul local. Da, probabil că mă voi liniști, voi face și o plângere penală, dar primul care ar trebui să dovedească, cred că este acest individ. Eu acum aud prima dată, eu ce am aflat târziu după amiază și despre acest caz, m-am apucat să mă uit pe foaia CPU, am văzut că a fost văzut de medic, a fost evaluat, i s-a administrat un, nu știu, calmant, ceva de genul ăsta, nu mă pricep. A stat sub supraveghere în jur de 2 ore, după care pacientul a zis că se simte bine și vrea să plece acasă. Deci pacientul ar fi cerut el să plece acasă? Da, a zis că se simte bine, a stat în CPU sub supraveghere. I s-au verificat din nou constantele, a fost evaluat, iar asta, ce s-a întâmplat, noaptea la nu știu câte ore după ce a plecat de la spital. Pe final, doamna Ianuș vorbește despre cel de-al doilea caz despre care v-am vorbit, cel de-al doilea pacient care a fost aseară acolo sau ieri și iată a murit acasă 30 de ani. Doamna manager se pare foarte sinceră. Zice, eu nu mă pricep, am uitat în foaie, a dat niște calmante. Dar s-a uitat adică... în foaie ca să vadă ce? Păi ce competență spune. Are să se uite în foaie, doamna? Încep iarăși. Ce competență are să se uite în foaie? Să uite în soare, în aia, cum să uite pisica în lemne, adică... Curca în lemne. Iarăși, cine o fi? Dacă ești manager și nu ești de meserie, n-ai ce căuta să te uiți tu în foaie, că nu pricepi nimic. Da, manager bun poți fi, dar să... Da, manager bun poți fi. Să emiți opinii medicale uitându-te în foaie. Iar modul în care, doamna, mă iertați, modul în care doamna a prezentat cu o modestie îndoielnică. Demnă de o cauză mai bună. Așa? Cum a lăsat doamna. Doamnă, dar întorceți-vă de unde ați venit să faceți. Păi doamnă, dar de 6 ani jumătate s-a făcut lucruri bune acolo. Păi să vede. Spitalul ăsta n-a avut director medical. Exact. Exact. Este. Dar medicul de acolo, cum lași un pacient? Director medical, ăla care decide. Cum lași o pacientă care are și probleme majore? Doamna doctor, eu mă întreb, dacă acea pacientă nu era
cred că e de etnie romă. Nu, o secundă. Dacă dar nu contează, nu, ba, e un om. Ba da, de atitudine. Dacă nu era de etnie romă, dacă nu era surdomută... Are dreptate, parte... domnul Durgheu, și vă spun de ce. Pentru că văd declarația primarului, imediat vin la tine, Ovidiu, care spune așa, a spus la altă televiziune. Este o chestiune, Doamne ferește, regretabilă că s-a întâmplat așa ceva. Rămâne să văd ce înseamnă ancheta internă făcută de oamenii domnului ministru și atunci vedem ce dispunem. Iar aștept un rezultat al anchetei, după care cu mare drag vă spun despre ce e vorba. Dacă este de vină ministerul, spitalul din Urziceni are secție de ginecologie fără doctori. Din ce știu eu, până să aflu și să văd ancheta, știu că femeia are un handicap, mă rog, Doamne ferește. Este surdomută sau ceva de genul ăsta. Dar asta contează mai puțin. Sau că este de etnie romă, a declarat în exclusivitate la Antena 3, primarul din Urziceni. Asta păi da, da, iertați-mă, dar asta spune primarul care a numit-o pe această doamnă acum 6 ani jumate manager și care o ține în continuare în funcție. Ovidiu, te rog frumos. Acest spital este în subordinea primăriei din Urziceni. Ca atare, nu știu ce efect va avea ancheta domnului ministru. Decizia ar fi trebuit să o ia primarul. Evident, dar nu ce a spus primarul, tocmai ce ți-am citit. Promptă, corect. Bun, am în față o hotărâre, hotărârea numărul 50 din 30 martie 2022, privind aprobarea structurii organizatorice temporare și a statului de funcție ale Spitalului Municipal Urziceni. Este afișată chiar pe portalul spitalului. Acest spital are în corpul A, la etajul 3, 23 de paturi pentru secția de obstetrică ginecologie. Din punctul meu de vedere ca manager, având o secție, există paturi. 23 de paturi. Costurile spitalizării unei persoane, chiar dacă se duce la ortopedie, traumatologie, sunt calculate pe tot spitalul în funcție de numărul de paturi, de utilități, gratis, de utilități, de dar nu. Dar să spunem că nu sunt medici. Nu sunt medici. Ați văzut-o pe doamna legată cu lanțuri la guvern, la minister, să spun, domne, dați-mi medici, că nu pot să asigur actul medical. Ca manager trebuia să se zbată, să aibă secția medici. Secția există în scripte. Ea consumă din resursele spitalului, corect, mică parte, da? Și doamna manager, eu o întreb, bun, ai 23 de paturi. Ce face o persoană dintr-o comună învecinată, care vine să nască la spital, la poarta spitalului? Îi spui că nu ai medic? Jos. Și eu mă întreb un lucru, cei de la salvare, cei de la salvare, totuși a venit ambulanța. Dom'le, cât dura să o iei de jos, păi dacă să o pui în salvare. Stați un pic, Ovidiu. Dacă nu are acceptul să intre în spital... Vă rog, domnule Cișmașu, vă rog. Mă scuzați pentru... E foarte bine, vă rog, completați. A sosit după începerea travaliului și după ce a... Păi sigur că da. Practic a început expulzarea. Adică, practic, ambulanța a dat drumul la lumini, a putut să amenajeze și asistenta de serviciu, a putut să amenajeze scena respectivă și să intervină. Și atunci, îmi dați voie să vă spun dacă s-a putut naște cu oamenii care au venit cu ambulanța și care aveau competențe minime. Cum de n-ar fi putut să fie și un doctor care era de gardă, indiferent ce specialitate avea? Noi am uitat să facem doctor, meserie, chiar așa? A putut să nască pe trotuar în compania cum celor de pe... Cum să o dai afară? Cum să o chemi pe un pat, într-o rezervă? Vă rog, domnul Cismașu. Vă rog. La Urziceni făceați mai devreme referire la UPU, Spitalul Județean Slobozia și UPU Urziceni. La Urziceni funcționează de fapt un CPU, o cameră de primiri urgențe. Mai puțin dotată, dar cu un regim similar de intervenții precum cel de la UPU, de la spitalele de grad 1, de spitalele de grad 2. Vă rog frumos, nu vă supărați, doctorița Nicolescu sunt. Lăsați-mă cu gradele spitalelor și cu camera. În tot spitalul acela, domnul primar, sau cine sunteți? Domnul jurnalist. Domnul jurnalist. În tot spitalul ăla nu se găsea o rezervă, o cameră, un pat unde să pună pacienta în așteptarea salvării? Da, eu tocmai de asta vreau să vă zic. Din câte știu și din câte dumneavoastră puteți să confirmați, CPU și UPU, aceste structuri au un regim de finanțare, la fel cum au un regim de finanțare distinct față de celorlalte structuri spitalicești, așa au și regulamente distincte. Ele țin de DSU, știu că există niște regulamente stricte, iar una dintre prevederile normative pentru funcționarea CPU era că în astfel de situații
pacientul nu e invitat pur și simplu să aștepte afară, ci este așezat pe o targă sau pe un pat, este monitorizat, e legat la aparate. Corect. Deci femeia respectivă era sau nu era pat liber în spital, în mod normal, zic eu și dumneavoastră îmi puteți confirma sau din potrivă, trebuia ținută în camera de primiri urgențe. Evident, sigur că nu trebuia lăsată să iasă, mai ales că era surdomută. Și atunci întrebarea... Situațiile astea nu te privește, nici nu te gândești dacă ești doctor, nu te gândești când cine colegii plătește, mei pregătesc, unde plătește. Colegii mei pregătesc să vă arate și postarea ambulanțierului care a fost alături de doctor. Bravo, ambulanțier! Imediat o să arătăm și o să vă și citesc ce a scris ambulanțierul pe pagina sa, un om care a fost acolo la fața locului și care lămurește destul de clar ce s-a întâmplat acolo. Însă vreau să vă spun un lucru. Până în anul 2020, director medical a fost chiar un ginecolog, Suad Elaoui. În pandemia a demisionat și a plecat fără explicații. Doamna Ianuș a spus atunci că s-ar fi declarat depășit de situația creată de pandemie. Gurile rele au vorbit de neînțelegeri cu managerul. Deci a avut director medical chiar un ginecolog, da, care a plecat în pandemie. Ceva e acolo că la 23 de paturi nu e nimeni, da? Domnule Cișmașu, până pregătesc colegii mei postarea ambulanțierului, vreau să vă întreb ceva. La începutul anului am informația și am și citit faptul că a mai fost un incident acolo, în sensul că foarte mulți medici au luat vacanță de sărbători, iar pacienții au trebuit să fie mutați la Spitalul Județean, iar doamna manager sunată de presă și întrebată care este situația, a zis, domnule, nu știu ce să vă spun, că și eu sunt liberă câteva zile. Așa este? Da, în termen general, situația așa s-a prea bine, detalii nu cunosc, dar în termen general lucrurile așa s-au întâmplat și se repetă lucrurile din câte am înțeles pe surse din cadrul spitalului urgent, se repete situația și în momentul de față, când am înțeles că nu există medic de pediatrie de gardă în weekend și în timpul nopții, deși există medici la cum să zic, în ambulatoriu și în timpul zilei în programul normal. Același lucru se spunea și despre nașteri, că dacă ar fi venit în timpul zilei, ar fi putut să facă nașterea, să se facă nașterea. Iertați-mă, dar adică travaliu nu-i programez, când naște trebuia când să se țină, până a doua zi sau cum? Și oricum, tot era în timpul zilei, era ora 17, la ce oră era? Nu. Lucrurile astea sub ghilimele, între niște ghilimele pe care le-au afirmat reprezentanții conducerii spitalului. La urgență, în schimb, situația ca notă generală este gravă și acută de mulți ani. În special, s-a acutizat în acești ultimi șase ani și jumătate. A cunoscut o culme în perioada de pandemie, când tot așa s-au înregistrat niște isprăvi la spitalul Rigeni, care au determinat un control din partea domnului ministru Nelu Tătaru. Domnul ministru a venit, sau inspectorii domnului ministru au venit, au văzut, au constatat și au plecat. Și lucrurile au mers mai departe. Deci s-a mai constatat toată că ceva e în regulă acolo, pentru că știu că a fost o discuție în timpul pandemiei, când a murit un pacient de acolo, da? Asta s-a întâmplat atunci. Controlul a fost în urma acestui incident. Da. Exact. A venit, nu s-a întâmplat nimic. În urmă cu câteva luni a mai fost cel puțin o inspecție de la DSP solicitată de subprefect la momentul respectiv. La fel, nu s-a întâmplat nimic. Adică efecte consistente, palpabile, nu s-au înregistrat. Situația rămâne în aceeași notă de provizorat. Impresia pe care o dă funcționarea Spitalului Municipal din Urziceni este de provizorat. Un provizorat care este legat de managementul, de fapt, al domnului primar Constantin Sava, în mod primordial, și abia apoi al acestei prelungiri. Aveți cumva idee? Schema spitalului este completă? Nu, sigur că nu este complet. În mod clar nu, pentru că... Deci n-au ginecolog, deci e clar. Nu, stați o secundă, vreau să vă arăt. Avem... De persoană. Imediat, avem postarea ambulanțierului care a fost acolo, a asistat la naștere colega sa. Vreau să citesc
Domnul Marian Iordache scrie așa: săptămâna începe cu o nouă viață. În această dimineață, în jurul orei 6, echipajul 97 al SAJ Ialomița, sub stația Urziceni, a asistat la nașterea o tânără de 24 de ani, mama celei de-a treia fetițe, perfect sănătoasă. Felicitări mamei, felicitări colegei mele Gabriela Dobra pentru profesionalism și implicare. Post scriptum. A trebuit o mare bilă neagră Spitalului Municipal Urziceni pentru dezinteres total și nepăsare, pacienta prezentându-se cu aproximativ 15 minute înainte la CPU în travaliu, fiind refuzată, motivându-se că vor chema ambulanța. Un caz cu happy end, dar nu toate se pot încheia așa. Jos pălăria pentru cei de la ambulanță. Exact, jos pălăria. Bravo, și raportat lor la întrebarea mea și ce a spus domnul și ambulanție. Și jos pălăria atât pentru medic cât și pentru, o văd și pe doamna Dobra, am intrat acum pe pagina domniei sale, n-a postat domnia sa nimic despre acest incident, a postat doar colegul. Din modestie. Jos pălăria în fața ambilor. Doamna doctor, jos pălăria pentru ceea ce ați făcut. Ce să vă spun? Da, întrebarea merge mai departe. Cred că dacă... eram asistentă de pe ambulanță, cred. Ce a fost? Și a făcut treaba. Bravo, problema e de fond. Bravo, exact. Și nu e numai în Urziceni, și nu e numai la spital. Așa este. Problema sunt acești primari, acești ceaușești, care sunt pe viață acolo. Dacă președintele țării a ales pe două mandate, de ce primarul să fie ales pe viață? E de 16 ani, înțeleg, dar domnul Cicmaș. Și de ce, domnule, să... Adică, auzi, aștept să văd ce spune ancheta domnului ministru, când iată domnul Cicmaș, în legătură directă cu noi, spune că de 6 ani jumate se repetă tot felul de situații de genul acesta și nu pățește nimeni nimic. Treaba noastră nu e de primarul. Dacă acea populație este sadomasochistă și nu s-au săturat cu proastă guvernare și îl realeg și realeg, este problema lor. Poate România avem provizorat când vorbim de actul medical, dar avem definitivat când vorbim de o funcție de conducere, funcție în care este pus o persoană clar incompetentă. Nu doar incompetentă, dar nici măcar nu o interesează, n-are cea mai mică dorință de a face ceva. Vinovați de asemenea sunt cei din Consiliul de Administrație al Spitalului. Păi cine a numit și pe ea? Fiind din partea primăriei, sunt reprezentanți ai Consiliului Local, ai primarului, sunt reprezentanți ai Ministerului Sănătății, al Direcției de Sănătate Publică, Colegiului Medicilor. Dar aș vrea să-l întreb pe domnul Cicmașu. Aș vrea să vă întreb un lucru, domnul Cicmașu. Din câte văd aici, un membru supleant, reprezentant al Consiliului Local al municipiului Urziceni în Consiliul de Administrație, este domnul Parepa Nicolae. Dumnealui n-a fost șeful jandarmilor din Ialomița și ulterior trecut prin mai multe partide? A fost șeful jandarmilor, apoi a intrat în partidul Ialomițenilor, care, din câte știu eu, imediat în 2020, după alegeri, a fost absorbit de către PNL. Dar chiar și atunci când nu făcea parte din același partid politic cu domnul primar, domnul Parepa era o prezență confortabilă pentru executiv, pentru domnul primar în Consiliul Local. Da, e vorba de fostul șef al jandarmilor, Ialomițeni. Și eu întreb un lucru, oameni buni. În Consiliul de Administrație al unui spital, perfect de acord. Șeful jandarmilor. Deci ești reprezentantul Consiliului Local, chiar dacă membru supleant. Dar e vorba de spital. Păi da, aici nu are pregătirea necesară. Trebuie să ai totuși o pregătire de specialitate din punctul meu de vedere. Măcar să pricepi despre ce e vorba. Că nu vii de la jandarm, de la intervenții și la spital. Că nu ești, uite, s-a văzut acum. Nu a existat o moașă. Era o parte de bază și ordine. Problema e următoarea, zic eu, în opinia mea. Ai o schemă cu medici, ăsta, Oltenița nu e ultimul oraș din România. Urziceni, scuze. De ce nu ți aduci că sunt doctori care sunt șomeri și care n-au unde să profeseze? Ce nu-ți umpli schema cu doctori până la urmă? Ialomița, acolo e un județ foarte interesant, personaje interesante acolo, Ialomița, domnul Cișmașu, să vă anunț de pe acum că din septembrie, când reau emisiunile, pe listă și județul Ialomița să vin acolo, mă bazez pe dumneavoastră când vin acolo, dar vreau să mai fac o precizare. După ce ați văzut pe soțul domnei Ianuș că a suflat în fiolă,
S-a întâmplat următorul lucru. A fost rugat să explice cum a decurs o acțiune de control la ștrandul din municipiul Urziceni. Obiectiv iertat de amendă în ciuda problemelor depistate de cei de la Protecția Consumatorilor. Pentru că a dat doar un avertisment și s-a limitat la a solicita doar remedierea neconformităților, comisarul Cornel Ianuș, după ce a băut o bere la ștrand, a primit o pungă cu sticle cu bere și apă pentru acasă. Lucru recunoscut de Cornel Ianuș atunci când a fost pus să explice și când și cum și când a consumat băuturi alcoolice. Ca să înțelegeți, adică pentru o sacoșă de bere și de apă. Deci, iertați-mă, nu-i fac o vină doamnei din asta, dar domnul era șef la DSP Ialomița. Da, dar om bun, vecin cu oamenii care aveau strandul, adică... din același oraș. Nu putea. Închidea strandul, rămâneau oamenii afară strandul. Dar erau rude. Oamenii care aveau strandul, de fapt, erau oameni care luaseră în locație strandul primăriei Urziceni. Strandul e al primăriei Urziceni, nu se putea. Dacă e vorba de strandul acel. A, deci totul e în familie, așa. N-a fost nimeni o mare interesat. Familie acolo. N-a fost nimeni interesat să vadă când a primit sau când i s-a oferit acele beri și acea apă înainte de comunicarea avertizmentului sau după. Domne, pentru că dacă e înainte, care este înseamnă, tragedia? Înseamnă noi că era o abjectă dare de mită. La, într-un spital, de un spital care se află la o oră de capitala României. O oră de capitala României. Și discutăm de jumătate de oră de asemenea grozăvii. Ajungeam păi ce pretenții să mai avem la Cuca Măcăi? Păi nu, dar stați un pic. Oamenii care fac așa, care n-au, au pierdut două lucruri esențiale în medicină. Respectul pentru ființa umană, indiferent de ce etnie este, de ce, cât vorbește, nu vorbește. E o lipsă totală de respect pentru o ființă umană. Doamna doctor, când nu care... vorbește o ființă umană, când are un astfel de handicap, cu atât mai multă cu atât compasiune mai mult trebuie să aibă un și cadru medical. Doi, empatie. Medicul ăla care era de gardă, nu știu și de laborator dacă era. Cum a putut să lase o pacientă în travaliu, să plece pe drum, să aștepte în stradă, să nască lângă un zid doamna, acolo? Știi, nu se știi ce poate. Mi se pare relevant și închide orice discuție? Ce a spus ambulanțierul? Acest domn a spus foarte clar o bilă neagră pentru spital, exact. Deoarece cu 15 minute înainte acea pacientă s-a prezentat în travaliu și, potrivit propriilor concluzii, a spus clar, nu trebuia lăsată să plece. Dar trebuia reținută în spital. Evaluată, monitorizată. Orice discuție este pe lângă. Da, și de-aia revin la întrebarea, dacă nu era de etnie, la fel făceau. Nu mă interesează. Vă rog, vă rog, este urât. Vă rog, domnul Cicmaș. La Urziceni, o foarte mare parte a, ca să zic așa, ponderea pacienților o reprezintă populația de etnie. Deci cred că afirmația pe care a făcut-o domnul Constantin Sava a fost doar așa, în dorul elii, ca să vorbesc în limbajul domniei sale. Pentru dar ce Urziceni mă interesează etnia când e vorba de medicină? Are un... Stați un pic! Exact. Ce legătură are una? Am mai descoperit ceva. Tocmai că nu are nicio legătură. Păi, adică în schema de personal. Imediat, o secundă. Domnule Cicmașu, vă rog să rămâneți alături de noi. Revenim după pauza de publicitate. Continuăm discuția noastră. Tot după pauză o să avem legătură directă și cu Mihai Belu, care ne va desluși de ce se ceartă polițistul Marian Godină cu jurnaliștii de la Recorder. Între timp a intervenit și domnul Cristian Torpopescu în poveste. E un scandal mare. O anchetă, din punctul meu de vedere, foarte bine făcută. Ne întoarcem după pauză. Ne-am reîntors în platou la Culisele Statului Paralel și vreau să vă mai arăt două lucruri în acest scandal. Domnul Eugen Cișmaș este în legătură directă cu noi în continuare și ne-a trimis și o fotografie cu ordinul, cu anunțul semnat de doamna manager, cum se suspendă activitatea secției de neonatologie din 28-7 până pe 15-8-2023. Adică nu, să nu mai aveți nevoie, adică nu mai naște nevoie. Nimeni. Nu, ne punem doc. Adică punem doc. Nu pediatrie, nu neonatologie, am găsit pediatrie. Deci să nu se mai îmbolnăvească copiii din Urziceni în perioada 28-7, 15-8, că a spus doamna că se închide secția. Știți adică ce sumă s-a decontat de la casa de la fondul acela de imediat, domnule Cișmașu. Pentru luna mai pentru secția de pediatrie 3986 de lei. Cum?
medicamente, consum medicamente decontate luna mai 2023 pentru secția de pediatrie, 3986,08 lei. Iar pentru secția de nou născuți, 0 lei pentru că nu există medici. Vă rog, domnule, obstetrică, ginecologie, au fost decontate în luna mai medicamente în sumă de 3140,02 lei. Deci, practic, activitate zero acolo. Ce să mai... Pentru ortopedie, 873 de lei. Vă rog, 673. Domnule Cișmașu. Păi bun, dar spitalul ăsta cu ce se mai ocupă dacă asta... Cameră de gardă, 14586. În total, decontate medicamente la nivel de spital în luna mai, 68.774,95 de lei. Vă rog, domnule Cișmașu. Foarte puțin. Bine, asta se întâmplă și din cauza faptului că este această practică a medicamentelor care pacienții vin de acasă. Dar suma este într-adevăr infimă. Probabil că au fost concediile acelea de Paști sau vacanța de primăvară și și atunci. La ortopedie 973 de lei? E o glumă, da. Nu? Adică... Și la laborator 0 lei medicamente, adică, de contact. Ce activitate are acest spital? Adică... Asta este management. Asta e realitatea. Da, vreau să vă arăt ceva. În pauza de publicitate, tot căutând, am găsit așa. În data de 5-10-2018, Maternitatea Urziceni, una dintre maternitățile pe care salvați copiii, le dotează cu aparatură medicală vitală prematurilor. În România, nașterea rămâne discriminată, nu știu ce... 31 de aparate moderne, aparat aerosol, aparat EKG, aparat ionogramă, audiometru, bilirubionometru, ecograf Doppler cu sondă de pediatrie și de obstetrică ginecologie, incubator, injectomat, lampă fototerapie, masă de reanimare, monitor, perfuzomat, pulsoximetru. Îi vor ajuta pe cei mici născuți, prematur, să facă față mediului extern și să-și întărească organismul fragil. Donație făcută în octombrie 2018, da, la această maternitate. Și dacă n-au medici, alea stau frumos. Păi, n-au medici, dar ce face managerul? Adică managerul ar trebui, domnule, mă duc și mă așez în fața Ministerului Sănătății. Dar să știți că nu trebuie doar medici. Concurs, trebuie, doamne, medici, trebuiesc asistente, trebuiesc... Nu, nu, dar aici culpa exclusivă a managerului. La pediatrie, în momentul de față, Spitalul din Urziceni are 5 medici angajați. La pediatrie. Au plecat în același timp în concediu, la pediatrie. Asta are o prostie incomensurabilă. Cum să pleci 5 medici în aceeași... Adică cum tu ca manager să accepti să plece toți cei 5 medici în aceeași timp? Eu n-am mai auzit. Împreună, toți. Eu n-am mai auzit. Dacă sunt ca o familie. O familie, na? O familie. S-au dus la ștrand. Nu, eu n-am mai auzit asta. Deci este halucinant, vă spun, adică este... Nu-mi vine să cred. Și doamna aceasta în continuare este manager, e de 6 ani și jumătate. Domnul primar care a numit-o, mă rog, acum înțeleg de ce, că se vede clar că acolo este o încrengătură apropiată de partid, de familie, de așa, cu jurăminte, cu... domnul primar zice, domnule, stă voce, o să zică ăștia de la Ministerul Sănătății și vom vedea, domnule, adică, dar în țara asta nu mai există nicio autoritate, adică dacă, nu, dacă pixul primarului nu vrea, doamna asta rămâne pe viață acolo atâta timp cât este domnul primar acolo? Da. Păi la anul vin alegeri. Da. Partidul are nevoie de domnul primar și la europarlamentar. Ceea ce nu înțelege lumea e că doamna manager s-a sacrificat dându-și, lăsând firma în care era administrator și asociat și venind manager, s-a sacrificat cariera profesională și și-a dedicat-o urbei. Erau ghilimele. Cine nu se sesizează ghilimele, regnare. Să prima. Se întoarcă în privat, domne, că îi doresc din suflet, dar lăsând gluma la o parte, sunt tot ceea ce am văzut relevă o incapacitate managerială și o rea voință, un dezinteres total. N-ai la ginecologie, am înțeles, este culpa ta ca manager, dar să ai 5 doctori la pediatrie și ca tu ca manager să fii să de acord să plece toți 5 în același timp deodată, asta e prostie în formă. Să ai și să n-ai niciun doctor la ginecologie. Un dezinteres față de copilașii din zonă. Te rog, Ovidiu. Pe pagina spitalului se menționează în prezentare, în anul 2011 se inaugurează spitalul nou modern, construit după standarde actuale cu circuite separate funcționale, conform normelor Uniunii Europene. Spitalul are o structură de 127 deci de paturi, spitalul. Da. Spitalizare continuă și 24 spitalizare de zi. Spitalul, atenție, deservește o populație de 80.000 de locuitori, atât în municipiul Urziceni, cât și în zonele arondate. Adiacente, da. Iar statistica de pacienți pe an
la obstetrică ginecologie 500 de cazuri pe an. Păi și o să mă întreb. Păi, sunt 500 de cazuri totuși la 80.000 de persoane. Păi nu e păcat să distrugi bijuteria aia cu faciez mult? Nu te duci și bați cu pumnul nu și la domnul Rafila și spui domnul Rafila. Am mai văzut eu, am văzut la Buzău un spital care a fost inaugurat de vreo 3 ori, 4 ori. Apropo de Metecne, te-ai dus împreună... Poate mai inaugurează o dată în campanie. Te-ai dus împreună cu medicii rezidenți care nu au luat examenul. Bun. Nu. Păi în momentul în care avem absolvenți, două secunde, doamna doctor. N-au avut loc. Doamna doctor, cum n-au avut loc când aici e nevoie? Uitați-vă, arăt pe prezentare. Domnul Rafila, păi nu, da, zis domnul Rafila că au zis centrele universitare că n-au nevoie de medici. Și dacă a terminat, doamne iartă-mă, dacă a terminat medicina, da? Până să facă rezidențiatul, folosesc unde trebuie, pentru că aici competențe limitate. Au necesar de medicină de laborator, de specialist epidemiologie, de medic specialist chirurgie toracică, legală. Nu poți. Nu poți. Dar da. Să nască unul, n-a dobândit, doamnă... Dar nici asta nu. Dar să nască cu infirmieră în stradă, să poate. Să știți că rezidențiatul este o perioadă din viața unui medic în care el învață o specialitate. Exact. Practic. Și atunci, nu poți să-l pui să facă ceva ce el nu știe. Asta nu e acoperită de ce a învățat el. Dar a spus Anca cu competențe limitate. Dar cum era pe vremuri, așa este, cum era pe vremuri. Doctorul care ieșea din facultate era medic general. Da, și se ducea undeva. La țară, se ducea la... deci asigura asistența primară. Eu când am terminat cu stagiatura, deci să făcea întâi facultatea, după aceea 3 ani făceai stagiatură într-un spital județean și treceai prin toate secțiile, interne, chirurgie și mai departe, după care te duceai la țară. Și la țară acopereai toate nevoile. Eu, de exemplu, n-am avut pediatru. A trebuit să fac pediatrie. Și de la ăia mici, până la 18 ani. Da. Mie mi se pare... Acum nu. Acum trebuie să dai neapărat rezidențiat și să-l iei și să ieși pe medicină de familie. Adică o facultate de medicină și cu o stagiatură de 3 ani înseamnă 9 ani. Da, ați văzut pe cineva de, apropo, că s-a politizat și că e primarul. Ați văzut pe cineva de la PNL care să iasă să zică, domnul primar, l-am sunat, l-am întrebat, l-am, adică ceva, și ceva, nu știu. Deci, dar domnul Marian Neacșu, vicepremierul, care e a fost acest caz în care femeia asta a născut pe Caldărâm, dar a existat și cazul cu domnul tânărul acela, a venit la spital, trimis acasă și a murit. Amintiți-vă de cazuri, dacă mi-amintesc, de la Galați. De la Galați, tot așa au fost anul trecut, dacă nu mă înșel, o tânără care a avut o problemă și nimeni nu și-a dat seama, a consultat-o și a murit. Și a mai fost imediat după tot la Galați. Da, a zis, domnule, pacientul a vrut să plece acasă. A zis, păi, dar nu, da, așa, și dacă pacientul a vrut să plece acasă, ce om vrea să plece acasă? Îi spui, îl ții sub supraveghere. Vă rog, domnule Cișmaș. Dacă îmi permiteți, aș veni în completarea colegului de video. Într-adevăr, noi am discutat aici cu precădere despre un caz totuși cu happy end. Da, copilul născut pe trotuarul de lângă postul de pază, e ok, mama este ok, viața merge înainte, cu sancțiuni sau fără sancțiuni la nivel de personal managerial sau de personal medical la urgențe. În schimb, viața tânărului de 32 de ani care a venit... cu o durere în piept și a primit un antinevralgic, nu mai s-a dus. Am aflat prin intermediul dumneavoastră și punctul de vedere al doamnei manager. Este cuvântul său împotriva cuvântului aparținătorilor tânărului, soția lui George Mihalache, pentru că ăsta e numele celui care a murit azi noapte la Fierbinți, după ce fusese trimis acasă de la urgiceni, la spune că pur și simplu a fost trimis acasă. I s-a spus, i s-a dat un antinevralgic, un algocalmin, i s-a făcut un EKG, i s-a recomandat să facă o radiografie pulmonară și a fost trimis acasă. Cazul nu este... Domnule Radin, n-aveau radiografie acolo, îmi făceau... Probabil că n-aveau, dacă... Păi, dar să știe cauza morții până la urmă? Bă, o să se află nu se poate. Și să faci autopsia, bănuiesc, acum.
Pentru că poate să fie stop cardiorespirator. S-a deschis dosar, poliția a deschis dosar de cercetare și urmează să se facă, să instrumenteze cazul. De ce a făcut? Acum un an, în același modus operandi, o femeie, soția unui angajat al primăriei Ion Roată, o comună aflată la 20 de kilometri de Urziceni, Gheorghe Rita, dacă țin minte, a pățit același lucru. A mers la spitalul Urziceni, n-a avut noroc. Acum e vorba de un umor negru, dar n-a avut noroc să probabil să pice pe aceea și pe o tură care să-i salveze viața. A primit nu un algocalmin, ci un aspenter. A fost trimis acasă și acasă a murit. Nu știu dacă a mai apucat să mai cheme salvarea. Cazul nu e cunoscut. Oamenii n-au făcut plângere. Și dacă ar fi făcut plângere, nu știu ce s-ar fi întâmplat. Dar v-aș mai prezenta un caz mai apropiat, care a avut loc și a făcut vâlvă în oraș în urmă cu 2 luni de zile. O femeie cu un bebeluș în brațe a alergat într-o disperare către camera de gardă, a fost întâmpinată de o infirmieră, infirmieră care i-a spus, n-avem medic de gardă la pediatrie, dar e rău, duceți-vă, chemați 1-1, sunați la 112 și mergeți în altă parte, a plecat către oraș și a ajuns în oraș cu bebelușul mort în brațe. E un caz de notorietate. Femeia nici măcar n-a mai trecut pragul spitalului ca să fie înregistrată, să-i se acorde totuși măcar o asistentă să o vadă. Bebelușul să-l vadă. Vorbim de același spital unde sunt 5 5 pediatri. Deci asta e o practică cu sunatul din spital la 112. Da. Zise, domn, povestea cu bebelușul este, mă rog, este contemporană sau este în aceeași perioadă în care spitalul avea 5 pediatri? Da. Exact, acum 2 luni. Deci erau pediatri. Nu aveau pediatri. Dar ei de când sunt în concediu? Ei nu au gardă. N-au gardă. N-au linie de gardă. Nu, dar acum n-au linie de gardă, am înțeles. Deci, o fi fost seara, poate. Și apropo de cazul acesta al domnului care a murit. Soția dumnealui declară că nici măcar nu i-au dat o recomandare, o scrisoare medicală să facă radiografie pulmonară. L-au pus să fotografieze fișa medicală și au reproșat, spune doamna, ce, nu mai puteai să aștepți cum ai așteptat până acum? I-au făcut algocalminul și l-au trimis acasă. Incredibil. Da. Incredibil. 32 de ani. Eroină în halate albe. Nu mă mir. Din păcate, din cauza... Doamna spune, a murit la mine în brațe, l-am resuscitat, eu cu mâinile mele, dar a murit. Este înfiorător. Este groaznic. Din nefericire, repet, și fac un apel încă o dată la medici. Discutam și v-am mai spus în emisiune cu profesori universitari, oameni vechi în branșă. Spuneau, pe timpul nostru, noi săvârșeam un act medical. Din nefericire, odată cu intrarea noastră în Uniunea Europeană, am fost învățați și medicii au fost, medicii noi sunt învățați, sunt cultivați cu această idee, că prestează niște servicii medicale. În momentul în care nu mai faci un act medical, ci prestezi servicii medicale, servicii, corect. Pacientul nu e decât o marfă. Corect. Or asta, din care punctul meu de vedere... Trebuie să cumpere cât mai multe medicamente, ca să fie util. Bine, asta depășește. Domnule Cișmașu, vă mulțumesc foarte mult pentru intervenția noastră, pentru informațiile extrem de importante pe care ni le-ați adus și pentru imaginile pe care mi le-ați pus la dispoziție. Vă rog să mă țineți la curent și orice element nou îl aveți, vă ofer spațiu în emisiune, nu numai pe această temă, pe orice altă speță din județ de acolo, încurajez jurnaliștii locali să ne contacteze și să ne pună la dispoziție. Sunt dispusă să dau spațiu în emisiunea mea tuturor jurnaliștilor din presa locală care ne pot arăta ce se întâmplă. Pentru că noi suntem aici la centru și de foarte multe ori nu vedem ceea ce se întâmplă acolo. Și oamenii strigă după ajutor. Mulțumesc încă o dată, domnule Cișmașu. Mergem mai departe cu subiectele noastre în această seară. Spuneam, o să rog pe colegii mei să facă legătura cu jurnalistul Mihai Belu. E pe telefon sau Skype? Skype. Bună seara, Mihai! Bună seara și ție și invitaților. De-aia să intru pe Skype să ne și vedem. Perfect, excelent. Mihai, eu săptămâna trecută, joi, am spus, domne, am văzut că nimeni nu preia investigația colegilor de la Recorder, pe care am lăudat-o și pe care în continuare o consider o investigație profesionistă.
cu documente, puse cap la cap, făcută, documentată, cu telefoane, cu înregistrări, cu absolut tot. Peste weekend am văzut că a apărut un scandal între domnul Godină, care înțeleg că s-a deranjat din concediu. Eu nu m-am ocupat de domnul Godin. Am văzut, era vedetă pe rețele de sociale, am văzut că are și un cont pe o rețea unde se dau bani. În fine, nu e treaba, nu mă interesează, nu intru în discuții cu acești influenceri. Dar domnul Godin, nici măcar nu comentez faptul că a dat examen la Academia de Poliție nu știu câte ori și n-a intrat. E treaba lui, nu-i problema mea. Nici că e în concediu de maternitate, postnatal sau de care o fi, nu, de paternitate, mă rog. Nu mă interesează amănuntele astea. Mă interesează însă următorul lucru. Și tu ai reușit să sintetizezi bine. Eu am rugat-o pe producătoarea emisiunii noastre, pe Alexandra, să-i sune atât pe colegii de la Recorder, cât și pentru domnul Godină, ca să intervină. Pentru că am vrut să se lămurească telespectatorii. De ce? Din punctul meu de vedere, e foarte important acest caz. Să fii atent de unde îți iei informațiile. Domnul Godină îi acuză pe colegii de la Recorder, domne, că sunt niște naivi, niște personaje care, mă rog, s-au luat după așa, după acest avertizor de integritate de la polițistul Paul Fion, habar n-am. Ei și-au făcut, din punct de vedere jurnalistic, treaba ca la carte, cei de la Recorder. Ce a făcut domnul Filimon? Răspunde el. Jurnalistul nu e răspunzător nici pentru ce a făcut domnul Filimon, nici pentru ce fac autoritățile. Ei au prezentat public un caz documentat perfect. Mi-a plăcut foarte tare. De asta l-am și prezentat. Văd acum însă că domnul Godină îi ceartă pe colegii jurnaliști, dar el n-a făcut nicio investigație. Zice, domne, zice, mi-a scris omul de afaceri din Oradea. Vă spun pe scurt pentru cei care n-ați văzut subiectul, e următorul. Un polițist împreună cu soția lui într-o parcare a fost o altercație cu o doamnă care parca. Doamna respectivă susține că a scuipat-o polițistul. Polițistul susține că s-au făcut o serie de lucruri la adresa lui. S-a aflat numărul de telefon în câteva minute. Soțul doamnei respective a telefoane, avea relații în poliție. Mă rog, o încrengătură din asta. Un caz banal, dar care arăta foarte clar cum funcționează lucrurile dacă ai pile, dacă ești șmecher. Ce mi-a atras atenția a fost următorul lucru. Domnul Godină n-a făcut nicio investigație, n-a prezentat niciun document, dar acuză pe oamenii ăștia care în continuare au venit și au documentat toate minciunile pe care le susține domnul Godină cu acte clare. Zice așa domnul Godină, zice, domnule, am găsit un mesaj pe pagina mea de la săracul om de afaceri care s-a trezit în toată povestea asta. Zice, domne, ce vă dați seama ce șmecher era aia? Că zice, e plin de amenzi luate de la polițiștii de acolo. Ce vă dați seama ce șmecher dacă au toate amenzi? Adică cum? Adică domnul polițist Godină susține că dacă ești șmecher, nu iei nici măcar amenzi? Cum? Dar domnul Godină, de unde știe că domnul acesta din Oradea are dreptate și nu e adevărat ce spune polițistul? Pentru că acolo am văzut niște documente. Sigur. Acum, nu e important că înțeleg că unul din nașii domnului, domnul Godin are doi nași celebri. Doamna aceea care, doamna Emilia Șercan, doamna Șercan și domnul Berbeceanu, nașii copilului. Acum, înțeleg că între nașul, domnul Berbeceanu, și șeful de la BCCO Oradea și încă un domn de la poliția de acolo din Oradea, care au fost în acest caz, erau acuzați acolo și apar pe documente, sunt prieteni. Acum, să înțeleg că s-a deranjat domnul Godină din concediu ca să se ia de domnii de la Recorder, că așa, pur și simplu, că nu dormea bine domnul Godin în concediu. Ia spune-ne nouă, Mihai, că eu nu înțeleg ce e cu cearta asta, adică încep să se certe grupările între ele. Vreau să încep cu două remarci în afara subiectului, de fapt una în afara subiectului. Nu pot să nu remarc eleganța cu care a trecut peste acest influencer. Iar cea de-a doua remarcă, eu fiind născut la Craiova, noi avem foarte mare atenție la relațiile astea. Sunt cu metri, domnul Godină cu Traian Berbeceanu, că i-a botezat copilul. Asta în lumea asta noastră la Craiova e o altă gradație acolo.
Eu îl urmăresc pe Marian Godină de foarte multă vreme și îmi place cum scrie. Sunt unul dintre cei care chiar le-a recomandat la celor de la Ministerul de Interne să îl ia pe acolo, pe la birou, la unde sunt 150 de oameni care răspund de presă. Și ți-a 30 de zile până îți dau un răspuns. Dar referitor la cazul ăsta, situația este extrem de simplă. Într-o parte este polițistul Filimon, care a venit cu niște documente. El a uitat să vorbească despre momentul cu scuipatul, așa cum și Marian Godin a uitat să spună că în spatele scandalului stă un polițist care a accesat baza de date. La fel cum, spre exemplu, în momentul în care am cerut eu o verificare a bazei de date pentru mine, să văd cine a accesat-o. Am văzut că a fost accesată de la Constanța tocmai într-un moment în care scrisesem niște articole despre domnul Stroie. La fel și la polițistul ăsta, cineva i-a accesat fișa de evidență a populației. Noi avem un milițian care este acuzat că a scuipat o mamă cu copilul în parcare. Avem un om de afaceri care are buton pe care poate să apese să stea poliția cât de cât drept în fața lui și fiecare dintre ei au un adevăr al lor. Fiecare dintre ei, unul s-a dus la recorder și a avut destul de multe documente pe care le-a prezentat, inclusiv interceptării ale telefonelor, înregistrările ale telefonelor. Celălalt, pe o filieră ca cea descrisă de tine, a apelat la Marian Godină și a spus, domnule, uite ce, în ce belea am intrat. În realitate, Marian Godină apără, ca să fie foarte clar, polițistul care a apăsat butonul și care a căutat baza de date și care în momentul ăsta poate să ducă la pușcărie pentru că că a căutat baza aia de date și care tot a încercat să se acopere acolo. Eu zic că stăm bine la libertatea asta de exprimare, că fiecare a avut posibilitatea să-și expună în spațiul public adevărul propriu. Într-un fel, eu nici nu mă simt deranjat, că așa cum și noi mai dăm sugestii și arătăm lucrurile care nu ne convin în poliție, unele sunt bune, unele sunt rele. Așa și Marian Godină a încercat el să arate cumva că n-ar fi fost bine făcută investigația. În realitate, două adevăruri privite din două... Mihai, tu ai perfectă dreptate. Eu de ce am vrut să vorbesc în seara asta? Pentru că am considerat că după ce săptămâna trecută am prezentat această analiză, apărând niște suspiciuni, niște elemente noi, mi s-a părut normal să invit și o parte și cealaltă să-și pună punctul de vedere. Au refuzat și, adică, domnul Godină nici măcar n-a răspuns la mesajele colegilor mei. Cei de la Recorder nici n-au vrut să audă când au auzit că e vorba despre realitatea, deși a explicat colega mea ce vrem să facem. Nu vrem să dăm în cap nimeni, pur și simplu am vrut să fim corecți. Pentru că e foarte important pentru oameni, Mihai, pentru că s-a tot acuzat în ultima perioadă această manipulare și această încercare de a folosi oamenii în anumite situații și iată, astfel de situații pot genera controverse în care oamenii... Suntem într-o nouă paradigmă a comunicării în care oamenii au foarte multe surse de informare, numai ca perioada Ceaușescu aveai scânteia tineretului și două ore TVR-ul. Acum sunt infinit de multe surse de informare, unele bune, altele mai puțin bune și oamenii trebuie cumva să se învețe să trăiască în realitatea asta. Niciun adevăr nu le exclude pe celălalt. Adică și polițistul este clar că a avut acolo un conflict care a excedat limita normalului și omul de afacere, clar că a avut un buton pe care a apăsat, că noi dacă sunăm acum la poliție ca niște cetățeni, nu o să apuce nimeni în 5 minute să verifice baza de date ca să afle cine, cu cine am avut noi scandal în parcare, adică ambele adevăruri au aceeași valoare, ele au fost expuse într-adevăr fiecare în funcție de interesul lui, pentru că în realitate presa e liberă. Că tu ai și o presă în stânga de tot care prezintă numai, știu eu, marșul lui Gigi Becali, ai și o presă în partea elaltă care prezintă numai marșul celălalt. Așa că presa pe ansamblu este liberă. Instituția de presă are o politică editorială, dorește să atragă un anumit tip de public, are niște oameni care își găsesc sursele într-o anumită direcție, dar presa pe ansamblu este liberă. Trebuie într-adevăr credibilizată,
Dar pe Rasam, uite, ăsta e un caz care ne arată că adevărul tot timpul e prezentat. Undeva îl găsești. Și sunt sau adevărul, adevărul e tot timpul undeva la mijloc. Adevărul, într-adevăr, depinde din ce punct de vedere, că altfel n-ar fi atâtea procese. Noi, spre deosebire de judecătorii care judecă procesele, vezi că și răspundem că se întâmplă să, știu eu, vină cineva care să ne dea judecată, că se întâmplă cineva care sucă la CNA, atunci când un judecător sau un procuror greșește, nu poți să-l tragi la răspundere niciunde. Presa, de bine de rău, are o răspundere în momentul de față prevăzută și aplicată în legislația din România. Ceea ce nu se întâmplă cu justiția și ceea ce nici măcar prin gând nu se întâmplă cu poliția. Acolo chiar nu e nicio răspundere. Da, îți mulțumesc mult, Mihai, pentru intervenția mulțumesc. Ta. Vreau să merg acum și la colegii din platou. Cătălin, Ovidiu, vă rog. Da, din ce văd eu, am văzut și un răspuns al celor de la Recorder către domnul Godina. Îi demontează parte din, exact, din afirmații. Însă, un lucru pe care eu ca jurnalist aș fi mers și n-ar fi complicat deloc lucrurile. Cei de la Recorder spun că au luat varianta ambelor părți, prezintă niște documente, atât a omului de afaceri și a soției sale, cât și a polițistului care a reclamat faptul că identitatea lui a fost aflată prin accesarea ilegală a bazei de date. Însă înțeleg, nimeni nu neagă faptul că la presupusul incident de care era acuzat polițistul ar fi existat și niște martori. Eu știu întotdeauna că pentru a respecta deontologia profesională, o știre, o informație trebuie să fie verificată din trei părți. Pentru că dacă doar partea acuzatoare și partea acuzată luăm, suntem undeva la mijloc. Din punctul ăsta de vedere, asta aș putea eu să le reproșez ca jurnalist colegilor de la Recorder, faptul că nu au menționat și declarațiile celor care ar fi fost de față acolo. Cei care au fost, care au fost de față. Care au fost de față, nu au, ei spun că n-au mai pentru că ar fi încurcat problema. Eu așa aș fi procedat. Au luat punctul de vedere al omului de afaceri pe care nu l-am auzit. Omul de afaceri, da, nu omul de afaceri, într-adevăr, văd că la multe dintre polițiștii care au șefii din poliție care n-au negat că s-a intervenit, că au fost sunați, adică... Deci au prezentat documente. Exact. Că înainte de a depune reclamația, doamna, omul de afaceri l-ar fi sunat pe șeful de la crimă organizată, cu care este și prieten, ar fi purtat trei discuții înainte de a ajunge doamna. Doamna recunoaște la un moment dat într-o declarație faptul că polițistul întâi spune într-o declarație din câte am văzut, da, că își schimbă un vecin i-ar fi dat numărul de telefon, după care la poliție. Am, să mă iertem, la poliție și eu m-am dus să reclam foarte multe lucruri. Dar niciun polițist nu îți dă măcar un număr de registrare și dacă e vorba de identificarea unei persoane, zice, vedem, dar nu spune numele ei. Eu când m-am dus, pentru că e foarte important ce spui, eu vă faceți aminte când am fost agresat atunci la mall și m-am dus la secția de poliție să depun plângere. Eu nici până astăzi nu știu cum îi cheamă pe acești domni. Nu știu cine sunt, nu știu cum îi cheamă. Mihai știe că Mihai mi-a zis, dacă vrei, spune. Și am zis, domnule, nu vreau să spun, mie nu mi-a comunicat poliția. Da, măcar înregistrările de la camerele video le-au luat din mall. Da, sigur că da. Dar care de fapt? Au și recunoscut. Au și recunoscut. Care de fapt? E un film, păi spun eu care e subiectul. E un film cu polițiști. Nu, nu, ăla știu. Care e subiectul? Că vorbim de libertatea presei, vorbim acum... Eu am înțeles că subiectul este faptul că subiectul ar fi influențarea sau tentativa de influențare a deciziei acestui polițist de către superiori. Nu. E greu. Nu? Hai să vedem. Hai să vedem până la urmă. Pentru că problema... Deci acolo în Oradea există o structură... Există o structură de tip mafiot, iar demonstrația au făcut-o cei de la Recorder. Pentru că tu să... Nu suni... doar acum. De ani de zile de ani de există zile. Acolo la Oradea... Să pui mâna, să suni băiatul... și să afli în 5 minute. Am dat noi atunci băiatului... Băiatul... cum îl cheamă? De la... firma Nicula. De băuturi. Da, așa. Nicula, așa. Da. Am și dat imaginile. Să dai telefon, să afli în 5 minute
că un polițist intră de la circulație, bună, sau nu, de la ordine publică. De la circulație era. De la circulație. Să pui mâna, bă, hai să spun eu cine sunt eu, că știu cine ești tu. Păi el are un necunoscut. S-a legitimat-o, mai sunt Popescu Vasile. Omul era în timpul liber, la un okay. supermarket. Deci asta înseamnă că structurile Ministerului de Interne pot fi penetrate. Nu, pe mine e altceva vreau. De oricine. E altceva vreau să discut. E foarte clar. Că sunt penetrate, că sunt aranjamente, că sunt oameni de afaceri care au puteri. Pe mine mă uimește așa, că domnul Godină spune, domnule, păi dacă era așa de șmecher, n-avea amenzi. De, exact. Cum? Știi ce îmi place mie? Cum? Al naibii de mult îmi place, sincer răspund. Domnul Godină, place acest război. Păi adică cum? Mie îmi place acest adică război. Adică dacă ești șmecher, nici măcar amenzi nu ai? Nu, că sunt anulate de șef. Mie îmi place scandalul ăsta. Nu le primești. Dintre Godină și Recorder, credeți-mă ce vă spun. Păi nu, eu cred că e util. E util. Pentru că și de o parte și de cealaltă au existat, există, așa cum bine spune domnul Godin, se mizează pe niște talibani și în cazul lui e la fel. Și în cazul nașilor lui e la fel. Culmea că Recorder adică, într-o anumită perioadă... Nu, întrebarea chestii... mea este, domne, care e miza de fapt în această poveste? Mușchii. Probabil că, știu eu, mă gândesc, nu știu. O avea Recorderul vreo anchetă cu altcineva din anturajul domnului Godina? Nu știu dacă e vorba despre asta, dar știți de ce vă întreb? Pentru că zilele trecute am vorbit despre declarațiile șefului de la Cyberint, de la SRI, Anton Rog. Spuneam la început emisiunii că apar foarte mulți influenceri în ultima perioadă și unii cresc brusc, n-a auzit nimeni, ies de undeva de nicăieri. Sunt crescuți unii dintre ei. A pornit o luptă în lumea asta influencerilor și a celor care sunt în spatele lor înainte de campanie electorală? E o luptă continuă. Se testează acum, piața. Și acum, Anca, eu ca jurnalist de investigație și Fefe de atâția ani, Stoian, care e aici, are și el foarte multe informații. Interesant războiul ăsta. Interesant atât din perspectiva celor care stau în spatele domnului Godină, apropiații. Și interesant totodată prin perspectiva celor care sunt în spatele celor de la Recorder. Nu știu, pentru în că... spatele jurnaliștilor, eu i-am văzut pe jurnaliștii care au făcut investigația, nu-i bănesc de absolut cei nimic, care s-au părut extrem au înființat, corect și de... Au înființat. Am vorbit noi aici, mi-am fost în spate la înființarea cu vreun an. Aia e altceva. Bun. Aia e altceva. Știi, e ca în serviciile de informații, odată ce ai intrat, nu mai poți să ieși. După ce ai ieșit, nu mai poți să... A ieșit, asta nu înseamnă acolo. Că orice asta e valabil pentru orice trus de presă. Influențele rămân. Influențele Ovidiu, rămân. Asta e valabil pentru orice trus de presă. Fiecare dintre noi poate fi acuzat pe principiul ăsta, nu? Mie îmi place al naibii de mult scandalul ăsta. Bine, pe cuvânt îți spun. Oradea, mie nu-mi displace. La Oradea au mai fost o grămadă de alte... A, bun, și cu procurori astfel, și da, cu... Da, și cu fostul șef BCC Opoinar, Liviu Mugură. Păi care, el este... Da, da, da. Care fiind el este unul din personaje și chiar el este prieten cu domnul Berbeceanu. Și fiind la Timișoara la un moment dat, acum câțiva ani, la o masă cu un interlops, după ce a băut împreună cu el, îmbătându-se amândoi ce au făcut, s-au tăiat reciproc. Adică șef BCCO stă la masă cu interlopul și este tăiat. Fă tu cetățeanul onest plângere la astfel de polițiști. Da. Și vezi cam ce se până la urmă, vorba lui Ovidiu, e foarte bună dezbaterea asta și e bine că se confruntă... Mai e unul ca polițistul Mihai de la Oradea, Belu... l-au mutat de la BCC, l-au mutat la circulație. Mai e unul ca Mihai Belu, care și el are informații și... Mihai știe, da, de asta am și vrut să intre și Mihai. Și vezi, și îți dai dacă seama de interes. Cele două părți n-au vrut să intervină, am zis, Mihai a descifrat pe pagina lui de socializare și am vrut să intre Mihai să vorbească. Vreau să mergem acum... Mai departe și să vă arăt domnul primar de la Constanța, domnul Virgil Chița, a avut o ieșire la ședința de Consiliu, nu i-a permis celor de la USR să aducă presă, a zis că nu îi consideră presă pe jurnaliști, adică a zis că asta nu e presă, nu e presă. Dar de curând ne-au rugat, am văzut pe un site din Constanța, ne roagă cetățenii din Constanța să-i ajutăm să găsească piscina olimpică pe care a promis-o domnul Chițac în urmă cu 3 ani, că nu o găsește nimeni. Poate, uite, fac un apel și la dumneavoastră, hai să-l vedem pe domnul Chițac cum promitea acum 3 ani și cum vorbea despre cei dinaintea lui care n-au făcut. Hai să vedem. Mi s-a promis acum 4 ani de zile că
vom avea o piscină olimpică, uitați că nu avem. Eu îmi propun ca în următorii 4 ani de zile să avem o piscină olimpică. Este o rușine pentru constanțeni că nu avem și nu pot imagina copiii Constanței ai mării care nu știu să noate. Aveți încredere. Oamenii au avut încredere, dar acum caută piscină. Eu mi-amintesc adică... că pe vremea lui Ceaușescu, la intrarea Mamaia, era o piscină olimpică, au demolat-o. Nu era mai la intrare, înainte de hotelul Perla, era între nu Constanța mai și Mamaia. Dar, adică eu aș vrea să-i ajut pe cetățenii e din Constanța. Acolo. Nu, aș vrea să ajutăm pe cetățenii din Constanța, poate nu știm noi. Poate a făcut piscina și noi nu o vedem. Mergem și mai departe. Colegul meu, Raul Giuglea, a filmat o altă ispravă a domnului Chițac, care a dărâmat o parcare ca să facă alta, o parcare unde apa este până la genunchi. Hai să vedem. Păi aia e piscina. Aia e piscina, 2 în 1, ai dreptate, da. Hai să vedem imaginile. Deci aici n-a mai plouat de 24 de ore, e cald și bine. Dar băltoaca persistă. Asta este o parcare făcută recent, n-are mai mult de 2 săptămâni. Vine după un an de șantier în Constanța, un an în care s-au tocat banii constanțenilor, așa arată. După 24 de ore așa a fost executată lucrarea, e o baltă aici de nedescris. N-ai pe unde să treci nici de la trecerea de pietoni prin băltoacă, pe aici ești la fel. Practic, ce s-a întâmplat? Ce lucrare a fost? S-a distrus parcarea de pe partea aceea, de peste drum, s-a făcut parcare aici. 100 de lei pe săptămână, dăm banii, nu e o problemă. Da, arată așa. Deci eu cred că asta e piscina. Asta e. Nu? Cam mică, nu e olimpic. Păi ca să nu au salvamare încă. O mai aduncesc când fac roză salvamare, ca la urzice la spital, n-au loc. Răsuște pe ea. Da, stâlpuleți, borduri, garduri. Și în București e... Da. Am văzut un festival concurs. În sectorul 2, mamă, deci stâlpișori. Peste tot. Cât vezi cu ochii. Nu numai în sectorul 2. Deci, vin în sectorul 6 să vezi ce e acolo. E pădure de stâlpi. No, deci, cum să spun, poți... Ăștia de la poliție cred că nu sunt normal la cap. Periclitează siguranța circulației în momentul în care, ca să faci dreapta, ai stâlp în față, nesemnalizat, nenimic. Deci te doare mintea. În sectorul 4, de exemplu, la un dat fusese repuse garduri, îngustau benzile de circulație. Nu știu cât au costat și montatul, și că de obicei la primării costă mai mult montatul decât costă gardul. Au fost scoase la un moment dat. Acum se refac în multe din cartierele din București acele refugii de tramvai. Pentru că au venit noile tramvai care sunt mai lungi și acum trebuie nu să mărești doar refugiu. Păi să schimbă bările de inox, să schimbă aia unde aștepți, că e altfel, că e o nebunie întreagă. Niciun oraș din lume n-am văzut atâtea popice în mijlocul străzilor. Fiecare popică e un bănuț, doamnă. A fost o recoltă bună anul ăsta la popice în București. A fost sunt vremea prietenilor. Problema e au crescut. Nu se știe dacă mai prind următorul mandat și vor să-și scoată pârleala acum pe ultima 100 de metri. Îl prind. Pentru că fiecare prima ranca are în spate atât sponsori puternici, cât și o anumită protecție din partea unor băieți deștepți, infiltrații în diverse instituții. În Constanța lumea este exasperată. Deci eu, cu toată lumea care vorbesc în Constanța, sunt exasperați. Deci a spart tot orașul, a făcut haos acolo. Deci este un dezastru în Constanța. Cum să-l mai aleagă lumea? Gândiți-vă primar, că la ora actuală litoralul, lumea se duce în Costinești, care nu arată bine. Deci Costinești de pe vremea studenției noastre era alt Costinești. Și totuși lumea nu se mai duce. Chiar ieri am văzut lumea reportaj, nu se mai duce în Constanța. Acolo, ci că arată ca în Calcuta, așa scriau jurnaliștii. Lumea nu se mai duce în Constanța. Acum, cu bune cu rele, Radu Mazăre a dat totuși un impuls Constanței și Mamaiei. Era altă viață, nu știu. Acum... Da, Constanța pe hartă. Uite Mamaia, uite Mamaia. Uitați Mamaia lui Radu Mazăre. El a pus Mamaia pe harta turistică. Vorbim de piscină, dar în Năvodari, deci Năvodariul a explodat. Este bloc lângă bloc. Distanța între blocuri e ca de aici la domnul avocat Dulgheu. Deci n-ai văzut așa. E mare.
E mare, să mi se pare că mare. Să știți că sunt unele în cartierul francez aici, unde vorba aia, din baie în baie, îți dai și mâna pe geam. Deci, ca la Bombay. Acolo, să știți că în multe locuri, inclusiv în Ilfov, unde stau eu în Pipera, deci sunt anumite cartiere unde mă gândesc cu groază, dacă cumva e vreun incendiu, nu intră mașina de pompieri. Intră mașina de pompieri. Da. Deci, ferească Dumnezeu să fie niște tragedii. Iar la Năvodari, într-adevăr, este dezastru. Ce construcții sunt acolo, este ceva, am primit niște documente zilele trecute, o să mă uit cu atenție pe stele și o să le arăt, încă mă uit pe stele, a făcut niște plângeri cineva legat de toate construcțiile care s-au făcut pe plajă acolo ilegale. Cei de la Inspecția în Construcții, domnul acela de Inspecția în Construcții, are legătură și cu Ilfovul, că de asta le-am legat așa. Mă ocup, am documentele, mă uit pe stele. Ne întoarcem însă după pauza de publicitate să vă arăt cum e cu cadoul ăla de 25.000 de lei pe care l-ar fi pregătit doamna Ioana Timofte pentru Virgil Popescu. Vă spun amănunte după pauza de publicitate și tot după pauza de publicitate, că de asta am uitat de domnul Grindeanu, vreau să-i arăt niște fotografii domnului Grindeanu din România anului 2023 cu oamenii care plecaseră la Suceava cu trenul și au fost nevoiți să o ia pe câmp. Jos. În câmp, cu bagajele. Ne întoarcem după pauză. Actul sexual comis de... Ne-am reîntors în platou la culisele statului Parel și acum mergem la colega mea, Alexandra Păcuraru, care de la ora 20.50 vă așteaptă la România Suverană. Bună seara, Alexandra! Bună seara, Anca, este incredibil ce am văzut, nu credeam că putem să deschidem săptămâna cu aceste imagini, să văd că o femeie naște efectiv pe trotuar în fața spitalului. Nu am crezut că avem astfel de asistență medicală, nu am crezut că primarul încă își mai ține funcția și am văzut ce a răspuns la o altă redacție de știri. Ghinion. Ăsta a fost răspunsul acestui primar de la Urziceni. Ghinion, el este responsabil de spitalul de la Urziceni. Iar doamna manager, wow, incredibil că încă mai este manager. O să avem imagini de la un alt azil al groazei. Mă mir cum autoritățile statului nu au ascultat de prim-ministru. Cum de nu au descins în fiecare cămin, într-adevăr, să facă anchete, într-adevăr, să facă verificări. Mă mir cum și de această dată un ONG a trebuit să primească bilețele ca să facă iar sesizare ca autoritățile, într-adevăr, să meargă, să facă anchetă și să conștientizeze că sunt niște oameni la subsol, în condiții inumane, bătuți, subnutriți, cu râie. Groaznic. 20.50 vă aștept. Incredibil, Alexandra, te urmăresc. Nu-mi vine să cred că după ce s-a discutat atâtea săptămâni, după atâtea controle, după atâtea intervenții, încă se mai descoperă astfel de lucruri. Este de neconceput. Adică nu știu ce se mai poate întâmpla. Și în continuare oamenii ăștia sunt bine mersi, nu-i deranjează nimeni. Te urmăresc de la 20.50, îți mulțumesc foarte mult, ne întoarcem în platou aici la culisele statului paralel și vă spuneam înainte să plec în vacanță și când m-am întors că aveam niște informații despre o posibilă implicare a fostul ministru al energiei Virgil Popescu în dosarul de la DIICOT legat de acea instituție care are ca atribuție verificarea cazanelor sub presiune, unde era director, nepoata fostului șef SRI, Radu Timofte. Astăzi a apărut în spațiu public, noi am făcut solicitare la DIICOT, cred că acum vreo două săptămâni, nu am primit încă niciun răspuns, dar apare următoarea informație. Astăzi, surse din mediul informativ afirmă în exclusivitate pentru autorul acestui material că membrii grupării infracționale organizate conduse de către nepoata fostului șef al SRI, Ioana Timofte, ar fi pregătit un cadou consistent pentru fostul ministru al energiei din între 4 noiembrie 2019 până pe 15 iunie 2023, Virgil Popescu. Cadoul, așa cum transpare din interceptările indicate de sursele informative, care afirmă că aceasta urma să ajungă la fostul demnitar, ar fi costat aproximativ 25.000 de lei și ar fi constat într-un televizor LED de ultimă generație cu diagonală uriașă de 2 metri, precum și un soundbar, sistem performant de sunet de dimensiuni reduse, la care să fie atașat televizorul. Contactat pentru reacții prompte, demnitarul a explicat autorului acestui material că nu cunoaște subalterna ai fostei directoare al CNCI, Ioana Timofte, că o cunoaște pe aceasta,
dar pe linie profesională discuțiile cu ea au fost puține. Surse din mediul de informații susțin că discuția pe care au purtat-o doi dintre subalternii Ioane Timofte, Bogdan Ciprian Ștefan și Vasilica Ivan, membrii ai grupului infracțional, conțin date referitoare la un cadou care a urmat dat unei persoane. Cei doi protagoniști nu-mi pomenesc nume, sau date concrete despre locul și persoana pentru care se pregătea cadoul, cei doi fiind de altfel conștienți că ar putea fi ascultați de procuror. Cu toate acestea, spun sursele arătate, după ridicarea și ducerea celor doi la audiere, ar fi rezultat informații că respectiva persoană ce urma să primească darul ar fi fost ministrul energiei Virgil Popescu. Există și discuția dintre cei doi, la 25.04, numiți Ștefan Bogdan Ciprian și Ivan Vasilica, intră în birou la ora 16.04, cei doi poartă următoarea discuție. Ia un înscris de pe biroul numite Ivan Vasilica, citește, nu mai e ălălaltul, care bifasem pe el, al meu cred că le am din 1900 toamna încoace. Hai, ia uite, la începutul anului, citește pe înscrisuri, accesorii, curățat, computere. Oricum, ce mi-a dat acum nu e actualizat, pentru că am luat. Mă, da, nu am accesorii, curățat, mă rog, e o discuție foarte lungă, din care autorii articolului spun că se înțelege că ar fi vorba despre domnul Virgil Popescu. Întrebarea este următoarea. Cei de la DICOT oare verifică și de ce domnul Virgil Popescu a ținut morțiș să ia această instituție atunci când s-a rupt ministerul în două și s-a împărțit între Ministerul Economiei și Energiei, Ministerul Energiei, a ținut neapărat să ia această instituție în subordinea sa? Această decizie de oportunitate pe care ar fi luat-o ministru nu poate forma obiectul cercetării DICOT. Ceea ce cercetează parchetul sau ceea ce trebuie să cerceteze parchetul este orice acțiune care îmbracă, care intră în coliziune cu legea penală. A unui demnitar care intră în coliziune cu legea penală. Și aici, fără a fi un fan al domnului Virgil Popescu, n-am fost niciodată un fan al domniei sale, ba dimpotrivă, observ cu deferență că e una să se spună de către niște persoane, uite, am pregătit pentru, și alta să se știe... Că nu s-a produs. Și nu că nu s-a produs, că acea persoană știa, dorea și urmea să primească acel cadou. Pentru că, așa să fim serios, și eu acum am pregătit un cadou pentru nu știu care ministru. Dar el habar n-are că trebuie să-l primească. Care este vina lui că eu pregătesc un cadou? Domnul Dorgheu. Una e să, nu știu, să-i duci o atenție și alta este să-i duci un televizor de 2 metri. Tot, da, dar păstărăcie 25.000 de pentru un ministru. Nu mergeți după fente, oameni buni. Tot ce rezultă de pe surse este că s-ar fi pregătit și că acele persoane vorbeau, unii chiar nici nu știau cui trebuie. Haideți să vedem mai departe ce apare din dosar, că poate apar și alte elemente, poate că... Ok, dar până nu apar... Nu, dar voiau să-l jignească. Păi 25.000 ăsta e... pagă cadou. Vreau să-l jignească. Păi exact. Unele persoane se simt jignite. Vreau să arătăm două fotografii. Le avem fotografiile cu trenul, cu călătorii? Hai să le arătăm. Hai ca să vă și explic. Arătați fotografiile. Ministerul Transporturilor și Turismului. Vă rog eu să arătăm fotografiile ca să... Ministerul Transporturilor și Turismului. Asta, și este turism rural, nu? Da. Câmp, da? Uitați, îndeamnă la mișcare. Deci... Sănătate. Mișcare, sănătate. Zeci de călători CFR au plecat pe câmp la ocazie. Trenul București-Nord-Suceava a rămas duminică blocat după ce s-a stricat locomotiva. În tren se aflau circa 400 de călători. Trenul Interregio 1071, care a plecat duminică din Gara de Nord, în jurul 11, și trebuia să ajungă la Burdujeni la ora 17, a rămas blocat în plin câmp între Adjud și Sascut. După o defecțiune de locomotivă, iar câteva zeci de pasageri au preferat să plece pe câmp spre drumul național pentru a căuta o alternativă de a ajunge la destinație, scrie Monitorul de Suceava. În tren se aflau circa 400 de călători, iar o parte dintre aceștia au decis să coboare din trenul care stătea în câmp și să meargă la marginea drumului E85 pentru a lua ocazie sau să plece acasă cu mașinile prietenilor care au fost chemați prin intermediul telefonului mobil pentru a-i prelua. Imaginile surprinse de călători cu oamenii care au coborât din tren cu valize și au luat-o direct prin lanul de grâu pentru a ajunge la asfalt s-au viralizat rapid. Trenul a ajuns la Suceava cu 2 ore și jumătate întârziere, iar în gara Bacău, bătrânii și minorii au primit apă și biscuiți. Perfect, e minunat că le-au dat apă și biscuiți. În timpul emisiunii însă, un coleg din platou a venit să-mi relateze că în timp ce noi făceam emisiunea, fiul său a cumpărat un bilet să vină de la Ploiești la București, având biletul în vagonul 5, a rămas și aștepta să plece trenul și după vreo oră au venit și le-au spus că trenul a plecat cu 3 vagoane, nu cu 5, dar nu i-a anunțat nimeni.
au trebuit să-l deschidă ușa de urgență. Nu e de râs. Nu e de râs. Deci ca să înțelegeți ce se întâmplă în România mai astăzi. Mai puțin și domnul Ciolacu, domnul premier Ciolacu, tocmai anunța că se implementează mecanismul european. Acum, în timp ce eram în emisiune. Bine, că tot azi fica mea pleca către Ploiești, dar se pare că a ajuns. De la Ploiești. Anca, apropo de modernizarea... Urmează să vină cu următorul tren, pentru că ce să vezi, s-a dus la raionul de bilete și au spus că asta este ghinion, cumpărați alt bilet. A cumpărat un alt bilet. Ca să fii sigur că pleci, trebuie să iei la vagonul întâi. Să vezi locomotiva în față. Este halucinant. Chiar la locomotivă. Și mai ales faptul că nu le-au dat biletul, nu l-au reportat pentru următoarea cursă. A trebuit să plătească un alt bilet. Deci asta e... Apropo de modernizarea căilor ferate, se vorbește de ani și ani. Am fost până la Timișoara 10 ore și jumătate. Dar îmi închipuiam că mă voi duce cu un vagon, că ăla în copilăria mea cu niște canapele... Toate noile vagoane aduse sunt atât de meschine încât eu, care sunt micuț, n-am putut să-mi întind picioarele. O măsuță, niște scaune... Pimiu a plecat cu trenul săptămâna trecută luni în cantonament până la Brașov și nu mi s-a plâns că a fost normal, un tren. Normal, a fost atmosfera. El n-a fost atent la alte detalii. Emisia din această seară a ajuns la final. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați fost alături de mine. Le mulțumesc și invitațiilor. Ne revedem mâine de la ora 18 la o nouă ediție a Culiselor Statului Paralel. Acum rămâneți alături de colega mea, Alexandra Păcuraru, care de la ora 20:50 vă așteaptă la România Suverană. Mâine avem un raport de la americani. Ne-au spus că am fost cuminți cu legea offshore. O să înțelegeți multe mâine. Seară bună!